drăguții, Alex, îți mulțumesc tare mult pentru donații, te pup, Alex, mulțumesc tare mult. Vă pup, bună seara, ce faceți, drăguții mei? Ce faceți? Sunteți bine? Sănătoși? Eu sper să fii sănătoși, că asta e cel mai important lucru din viață, pentru că lucrurile cele mai neimportante vin oricum. Dar sănătatea, sănătatea e cea mai importantă. Ce faceți voi? Ce faceți? Mâine începe școala iar fizic, nu? Îmi pare sinceră să aud lucrurile astea, mai mult îmi pare mie sinceră pentru că nu o să puteți să stați mulți pe live-ul nostru. Dar îmi pare sinceră. Mă bucur că sunteți sănătoși, mă bucur. Bună, Cristi, te pup, Cristi, mă bucur. Asta e cel mai important, sănătatea e cel mai important. Restul, dați-le la spate, că asta e cel mai important, sănătatea. Mulțumesc, Andreea, pentru abonare. Drăguții mei, în seara asta suntem pe Vanilla România, aveți IP-ul serverului în descriere. Serverul promite că o să se dezvolte pe perioada ce o să treacă, o să se dezvolte. Așa că, dacă doriți și voi să intrați să vedeți cum este serverul, vă spun că încă se lucrează la server, dar oamenii au vrut o mică promovare înainte de a se desfășura exact cum trebuie serverul. Serverul este poziționat în Paleto. De ce nu mă lasă să folosesc cardul pe TypeStream? Te lasă să folosești, doar că nu știi unde să dai. Bună, Cristina, bună. Deci, este în Paleto Bay serverul. Dacă vreți să intrați și voi pe server, nu puteți să intrați decât conectându-vă cu IP-ul serverului pe care îl aveți în descriere. Am avut un comentariu extrem de urât. Și dacă mi-ai transmis mie acel comentariu, așa i-ai transmis și eu mamei tale, acel comentariu pe care mi l-ai transmis tu mie. Urât din partea ta, urât ca și un copil să vorbească așa de urât. Foarte urât. Bună, cum te simți? Eu sunt bine. O cheamă Rita, da. Da, copiii mei, sunt pe Valina România. Cum v-am mai spus, serverul promite că o să se dezvolte. Hai să vedem și lucrul ăsta, dar mai întâi vreau să vedeți și voi cum este serverul și dacă aveți ceva de obiectat să-i spuneți domnului fondator. Și, nu știu, sperăm să fie totul ok, să vă placă roleplay-ul de astăzi. Nu-i frumos, păi nu-i frumos. Ești pe server, nu? Elina, mulțumesc tare mult pe donații, Elina, te pup și eu. Mititico, te pup. Te pup, au venit haterii la mine aici pe live. Nu știu de ce au venit haterii, dar știi ce zic eu la hateri? Vă trag multă muie. La toți haterii ăștia, multă muie. Uite așa vă trag, vă dau la muie să vă... Fac banii mă scop, voi că o să-mi spui scobar. Mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari și legat de hateri. Ăștia nu sună prea fan să fie primit credite la... Ianis, mulțumesc din toți prieteni pentru donații, îți mulțumesc și am doresc să ajungem până la sfârșitul anului, să ajungem la 100.000 de abonați, pentru că asta ar fi cadoul vostru pentru mine de Moș Crăciun. Asta ar fi, îți mulțumesc tare, tare, tare mult, Ianis, îți mulțumesc din toți prietul. Din câte ați văzut pagina de donații de la TypeStream s-a cam schimbat pagina de donații. Au făcut ei un update. Nu te văd bine, dăm pe 1080 ca să mă vezi bine, să le vezi live, evident. Am încercat, adică am vrut și de-aia v-am și spus și vouă. Dacă să ștergem toate clipurile și am ajuns la concluzia în care că nu o să șterg absolut nimic de pe canalul ăsta, nu mă interesează de membrii, nu mă interesează de absolut nimica, pentru că am tot văzut, pentru că toată lumea spunea când îți activezi membrii și toate astea, nu pot fără a șterge toate clipurile, tot, nu pe privat, fără nimic, tot, trebuie șters, să nu mai apară nicăieri. Și nu pot să fac lucrul ăsta și nu o să șterg absolut nimic, pentru că aici e munca mea, aici mi-am pus toate amintirile mele cu voi, cu cu membrii, cu tot și eu n-am de gând să fac lucrul ăsta, nu o să șterg absolut nimic de pe canal, absolut nimic, e munca mea, o iubesc și acolo o să rămână până când o îmbătrân eu și nu mai există, aici o să fiu, o să mor, aici o să mor. Da, vă iubesc mult de tot și hai să trecem la roleplay. Mariano. Scoală! Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce tot vorbește în somn și cine este Alina? Sunt obosit. Iubire, sunt obosit. Dar unde ai fost, dragă, deci obosit? Cine te-a obosit în halul ăsta pe tine? Nu știu, sunt obosit rău de tot. Cum adică ești obosit? Eu te iubesc, nu mă înțelegi și pe mine. Du-te la Dani Costi, du-te la Dani Pizda, la măta în curs, o te-ai făcut în gură.
Du-te la nu știu cine, du-te, du-te că-ți face frizura, că nu știu ce, că mă da în pizdă, că mă da la urcă. Iubire. Taci un pic. Mamă, nu mai pot da nervi să moră, futu-s. Stai că nu știu are asta. Simaticul, Dani, cu asimaticul. Mă, mardierii, mătii, cu TikTok, cu mătii, cu mătă, cu tactul, cu... Plus Dani, Costi, mătii, să-ți fut asta și mâine ca... Ce are asta? Mă duc acolo, mă duc să facă din alea șuvițe în culori colorate, bă, rainbow, bă, bă, aveți IP-ul serverul în descriere! Și mi-a făcut o laie, de ce râde asta? Stai un pic! Ce-am făcut? Te-am făcut, da? Am făcut greșeala să mă duc la Dani Costi de pe TikTok! Uite-te și tu ce mi-a făcut! Uite-te și tu ce mi-a făcut! Și-au bătut joc de părul meu din cap! I-am zis să mă tundă Bob, că am vrut să încerc o frizură mai nouă, să mă tundă Bob, și uite cum m-a tuns Chop! Nu Bob, Chop! Chop m-a tuns! Ce înseamnă? A Dani Costi fă de pe TikTok, nu știi? Nu știu, mă, da! Ia-n tarcare! Ia, uite-te și tu! Uite-te ce-a putut să facă! Doamne, da, doamne, așa ceva nu se poate, așa ceva făd. Și ce-ai făcut ăla? I-ai dat banii? Ce-ai făcut? Că nu înțeleg. Nu i-am mai dat nimic, mi-am băgat pula în alea și m-am ridicat de pe scaun și am plecat. Iubire, e învățătură de minte, tu să nu mergi la Dani Costi. Fă, du-te, dracu. Haide că rezolvăm. Uite-te pe telefon. Băi, uitați-vă aici să nu știți că sunt handicapată la cap. Mulțumesc, Ianis. Te pup. Mulțumesc tare mult. Uitați-vă. Realizată la Dani Costi. De Daniela. Uitați-vă. Ne uităm. Așa, rotește-te. Așa, uite-te și tu ce frizură ai făcut asta. Așa, încerc ca să vezi la spate. Bravo. Dar cine e ăsta, mă? Deci, Dani Costi de pe TikTok, da? I-am zis să-mi facă tunsoare stil anime. Și uite că da anime mi-a făcut-o, că zici că mi-a făcut-o în... Și că n-am mai avut pasta în creion să-mi facă părul. Știi ce am vrut să întreb? De ce n-ai mers la ăla care mers tot timpul, dar te făcea frumoasă, dar frumoasă rău de tot? Păi n-am mai avut bani, că ăla era Hercules din ăla de lux, mă duceam și eu că mai aveam bani când eram bani de vins. Nu bani, mă, și noi n-avem bani, Daniel. David! Mamă, doarme, fă, doarme! Nu acolo, aici, aici, s-a mutat camera, aici. Davidu, mătii, să-ți fut asta și mâine. Asta doarme dus. Trezește-te, putu-ți Dumnezeu, măt. Uite ce mi-a făcut aia la Dani Costi în cap. Uită-te. Răs futu-ți rasa, măti, dar ce râzi în rasa, măti, dar ce râzi? Uuuu, ce ai făcut, fă? Ce ai făcut? Copiii, măti, dar David zi, măti, să-ți fut David. Așa. Da, David. Gabei, auzi, mă? E îmbrăcată gros, nu-i se vede burtica. Ai două secunde. Trezește-te, mă. Două secunde ai. Ți-ai revenit. Ți-ai revenit. Bun. Ce părere ai de noua mea frisură? Hai la lumină, hai la lumină. Din Kennedy? Cu trăsături de anime. Mie îmi place. Uite-te, uitați-vă și voi. Fă cum ies pe stradă în halul ăsta. Își pui așa. Deci mergem la, în momentul ăsta la haine și o-mi pun o pungă pe cap. Eu nu, ies, nu mai ies afară și așa a trebuit să merg cu Uber-ul. Uber-ul ăla a râs, a râs și cu curul de mine. Care a râs, mă, de tine? Care? Care a râs, mă? Care a râs de tine? Care a râs de tine, mă? Tu cine te crezi? Ăla de Shaolin? Cine te crezi? Mă, stai un pic, mă. Nu mai fi nervoasă. Scută-mă un pic. Deci, te rog frumos să-mi aduci o șapcă de la tine de acolo din șifonier, dacă mai e, dacă nu mergem la... Mergem la... Eu nu... Clar, eu nu ies în casă așa, clar! Deci eu clar nu ies așa, e clar! Firea, dracu, că urâtă ești, urâtă rău de tot ești astăzi. Ce ești, ia? Șapcă. Mulțumesc frumos. Mă face David mișto de tine. Deci fa- ai, deci nu, nu știu că nu fac. Nu, gata. Băi, băiatule, te-ai găsit cu cine să faci mișto, da?
Ia-o înapoi și pune-mi-o pe cap. Lasă-mă! Oh! Să mai fă nimic acum. Uite, vezi? Vino cu acel. Uite, vezi? Zici pune-mi de mine cum. Pune-mi-o pe cap acum. Pune șapca pe cap. Pune-o pe cap, mă. Ce șapca pe cap? Mă faci mișto de ea, mă. Deci când continui faci mișto de mine. Bă, nu. Deci faci mișto de mine în continuare, da? Nu. Mă, uite, pune zici că pe cap. Zici că eu fac mișto de tine, dar ei râd de tine, uite-te, vezi, uite. Păi da, dar ei râd de mine, dar tu de ce râd de mine? Păi nu râd de tine, eu râd că râd ei, eu râd. Aveți ai râs lor. Dacă ei s-arunc în cap, te arunci și tu cu ei, nu? Nu, de asta, nu. Hai, aruncă-te de aici de cap, în stradă acum, în momentul ăsta. Nu te arunca, mă, tu ești tâmpit, tu te-ai după ea. Băi, handicapat, păi nu te arunca, mă. Deci în momentul ăsta ne îmbarcăm și mergem să-mi iau o șapcă că... Hai, te arunc cu mâna. Dai dracu. Oare, măi! Ce dracu faci, mă, pești? Nu merge. Vezi, eu vreau să... Eu fac ce zici tu, dar nu vreau. Ianis, îți mulțumesc de toți, frate. Lăsăm haterii deoparte, pentru că nu avem nevoie de ei. Nu ne trebuie, nu ne trebuie hater. Nu te știut așa niciodată, rog să mă. Iartă-mă și pe mine, iartă-mă, te iubesc. Deci în momentul ăsta mergem la magazin. O mască, o șapcă, o pălărie, o pungă, o sacoșe, o orice, eu nu ies așa din casă. Noi, Luca! Ascuți, iartă-mă. Eu nu ies, Luca, nu gata. Ies așa. Gata, scuze, gata. Deci să ne clarificăm, eu nu mai ies din casă, deci a trebuit să stau, au râs în stație, auzi, fă, ce-mi zice, era o babă, o cotobârnită din aia, care mai avea două zile și murea. Încetează, Luca! Spărgea semințe acolo în stație la 139. La și zice, râde de mine și ia uite-o și pe aia cum a ieșit așa din casă cu părul nespălat. Și m-am întors la ea și am scripat unea și am zis, ce morții mă, tip păr nespălat, fă, că am fost la un soare la Dani Costa și a bătut aia joc de mine. Și după aia zice, baba, mamă, bine au făcut, că și așa vă că ești a dracu. Și după aia am scripat-o iară. Bă, da, chiar sunt așa de a dracu, că nu mai zbor de nici lumea pe stradă, nici măcar nu mă cunoaște. Da, ești foarte frumos așa. Uzi Dumnezeu, mă, mă, dar ce ai cu mine? Bine, mă, lasă-mă, haide. Deci tu da, chiar mă. Vrei să ne batem astăzi? Vrei să ne batem, da? Pucătași, dragul! Deci nu mai, deci vă rog foarte frumos din inima mea, deci nu mai faceți așa că mă enervați. Haideți, gata, dracu, să-mi pun ceva pe capul ăsta că nu mai pot. Gata, gata. Sunt plină de nervi. Să-mi pun la mea. Hai, Poca! Gata, dragostea mea, iartă-mă, iartă-mă! Iartă-mă, iartă-mă! Treci o dată! Ia cheile alea și scoate mașina aia odată din garaj, că... Mă, tăte, deci, ce urli la mine? Deci vii cu mașina în fața ușii, că nu mai vreau să mă mai... Chit că m-a văzut... M-a văzut. Mă, tăte, ce urli la mine? Mă, cum e chiar? Mai comentez când îți zic câteodată și ia mașina când îți zic să iei mașina. Deci m-a văzut și la ora mine cu găozul a răzut de mine. Deci eu nu mai ies de casă, să vină cu mașina la ușă, eu nu mai ies. Dar... Mamă, Puga, gata! Gata, gata, nu pot, uite! Pe silent, te rog! Nu mai, deci nu mai, dați-mă la o parte că rup tot, rup tot. Hai, hai. Cine e aia la ușă? Cine e aia la ușă? Deci eu nu sunt acasă. Poate cine mai mă urmă? Bună ziua, de la RCSD! Tanțo? Da. Ce cauți fă, Tanțo, aici? M-am angajat la RCSD și voi erați pe listă următorii. Mamă, ești la solar, te-ai pus la solar, te-ai făcut. Da, că am pus și la machiaj, da, la... Știi care e ideea? Gen, noi urma să plecăm. A, da? Hai că atunci revin mai târziu. Nu, mă, lasă, stai acum, nu. Hai că facem acum, dacă tot. Ia zi, ce s-a întâmplat? Păi ați făcut voi sesizare, să vină de la internet, mea? Ca să vă vadă istoria. Unde e Daniela? Caut-o, îmi pula, unde să știi? Caut-o, că... Stai să vezi pe Daniela, cum s-a dus, fă! Cine, fă? Daniela! Unde e, fă? Nu mai am puterea să râd. Haide sus, vină sus. Hai. Dar tu de ce ai venit încoa?
Păi au făcut ăștia la rând aia, Poca cu David, au făcut aia să vină de la CSRDS și eu m-am angajat acolo că am nevoie de bani ca să vin să verific istoriul. Ține ușa. Istoricul. Istoricul, pentru că noi vrem să vă verificăm. La Google Chrome, la alea. La astea, care voi îl ascunde, tătați control H și... Ia unde e aia aici? Nu, 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 aici nu, aici mă e... Mă schimb, nu. Nu intra că mă schimb! Iată-te! Nu, 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 gata, gata, date, date, date! Date că sparg ușa! Nu, 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 nu! Fă, dă-te, Claudia Cataric, tu ești, vă? Ieși afară, tată! Ce caută Claudia Cataric la mine în casă? Ce caută Claudia Cataric cu tine? Ieși afară! Ieși afară, Tanțo. Ieși afară. Păi am nevoie de calculatoare, bă. Dar nu aici, ieși afară. La baie, deci dacă și la baie intrați peste intimitatea mea, vă arunc în aer pe toți. Păi ce caută Claudia Cataric la mult? Hai, hai, vină cu Tanțo un pic. Deci, fă, hai să zic. Gata, glumă, mai glumă, ne putem. De ce te-au chemat? De ce te-au chemat? Deci, hai să zic. Am făcut sesizare la noi și voi erați următorii pe listă. Vor să verifice tabletele voastre sau pe ce stați voi acolo. Astea, gen istoriu, pe ce umblați voi și ștergeți mereu, gen. Și cum la noi la internet? Stai un pic, ce treabă au ei cu ce facem noi, că nu prea... Nu, și-a spus că vor să vă verifice, că de fiecare dată spuneți de ei. Și țineți pe incognito. Da. Ce ascunde noi, ce facem noi, ce treabă ai tu, ce facem noi pe net până la urmă, și tu și David? Cum adică? Cum adică? Păi, nu înțeleg, de ce ați chemat, de ce ați chemat la RDS ca să vedeți voi ce... Pentru că ei au... Să faci noi istoricul nostru. Deci vrei să afli istoricul meu, fii atent, am fost curva orașului, șmecherea șmechelilor, cea mai mare curva a orașului. Hai și te lauzi cu asta, nu? Nu, nu e vorba de... Iubire, ascultă-mă, noi nu putem să accesăm baza de date, să vedem istoricul care voi l-așterți. Exact. Și de fiecare dată când noi venim seara... Voi nu mai aveți chef de noi, voi nu mai... Uitați numai pe tableta aia. Stai că ne culcăm, că suntem obosite, că nu știu ce. Așa nu mai merge, eu vreau să văd ce faceți voi. Da, și eu la fel, vreau să văd ce face Daniela. Dă fiecare dată când vin de la muncă, dă fiecare dată când vin de la muncă. Mai trebuie să semneze fetele procesul verbal. Mă pun frumos în pat lângă tine, te ating și eu puțin. Hai mă iubire, că nu pot acum, sunt obosită, mă culc. Nu mai chef de mine. Așa face și Daniela, și când vreau să uite pe tabletă, scoate o tabletă, futui morții, mă, zic tablet că am marcat-o pe geam. Am spart-o două morții, mă, să n-au cucat. Mă duc să-ți cumpăr 100, nu aia e problema, vreau să văd eu. De ce râdeți, mă? Băi, aia parcă o să-l apun să moară cu o tine. Ce are? De ce râdeți, că nu știu. Păi nu știu de ce râdeți. Nu știu, eu cred că râde de tine. De ce râdeți? Mă-mi pizda, nu mă pupi. Ba da, hai. Haide, haide. Fă, vor să ne controleze. Semnează-mi aici că am îți dai acordul să mă las să umblu la tine. Hai, fă că semne, să vezi că n-am nimic de ascult. A, tu ești în stare să... Fă, da. Tu nu ești în stare să umbli cu mouse-ul pe desktop și tu vrei să umbli la internet vezi și la... Vezi că am făcut cursuri de IT. Tanțo, să-mi arăt și mie istoricul, dar și de la de pe internet. Așa, și tabletele. Și la de pe incognito. Ia, eu am tableta în cameră. Noi în baza de date... Tu te pucă așa, aduncă tableta. La noi în baza de date se vede tot. A, și alea pe incognito, da? M-am uitat și eu la niște filme porno cu gay, să vezi și alea. Da. Mersi, așa. Ia să vedem. Ia, Tanțu, ia arat. Am uitat și la Big Black Cock, să vede dacă am la Big Black Cock. Stai, fără, să facă. Deci, hai să vă zic. Așa, dar să mă loghez aici cu baza de date. Mm-hmm. Deja ți-au făcut cont acolo? Normal. Au cont pe Pornhub? Așa, deci premium. Istoric. A, da? Pornhub. Am înțeles. Alt site turcesc de filme porno. Și văd că în toate se uită doar la... Fă, Tanțu, ai văzut și tu videoclipul aia când își baga aia varza în pizza, vezi pe nisorec, poate te uiți tu la mai târziu la el. Da, bă, l-am văzut, stai așa. Aveți IP-ul serverului în descriere. Așa, și vezi că ăsta se uită mai mult la de-astea cu Step Brother, Step Grandma, Grandpa. A, da? Da, cu 92+. Step Brother. La ăștia cu pula mococită. Step... A, am înțeles, da, Father și da. Da, mă, da, am înțeles, să înțeleg. Așa, și ce eu te văd una? Că, văd că ai intrat pe un cont. Nu, nimic ca nu-i rău una asta, văd stai niștită. Să uită, okay. La... Deci fii atent, să uită, deci pe tableta asta văd, nu știu a cui e.
Dar văd că a intrat pe un cont de OnlyFans și a recumpărat abonament la... Aș vă o dată, gata, a zis dăm Google porno, nu dăm danța. Fă, n-am ce să fac. Danța, îți dau triplu, nu vă supărați. Îți dau triplu. Danța. Triplu, triplu îți dăm danța. Asta trebuie să spun. Bă, deci este la Damon din The Vampire Diaries, văd care aici la OnlyFans cumpărat abonament. Și e și premium. Așa, ok, tanța, eu îți mulțumesc frumos. Stai un pic, și tableta o doamne, stai un pic. Nu mai lasă tableta mea. Ia. Haide. Tanțu. Bun, în primul rând, vreau să mă scuz frumos cu atenție, da? Bun, de ce tu te uiți atâta în continuu la filme porno? De ce? Eu ce rost mai am? Asta și-a activat OnlyFans înapoi. Așa. Fa, nu mai minți că mă, ce? Ai, uite, uite, uite aici, uite aici, că și-a activat OnlyFans, a pus poze cu tine. Ia mergeți mai încolo, mergeți mai încolo un pic, vă rog. Nici măcar nu ți-a dat tag, o să-ți dau raport acum, să țin închidă să-ți dea bani, că nu i-ai dat tag. Fa, mergeți mai încolo un pic. Deci îți dau raport, fii atentă. Bire, eu nu sunt mulțumit. De ce? Pentru că tu pe mine mă eviți, eu ce rost am în viața ta? Așa, tu te tot uiți la filme porno cu moșneci. Ia vină cu ei. Vină cu am înțeles. Da, cu gay moșneți, gen, cu daddy și da, daddy, da, știi? Da, iauzi, iauzi, cu father and son. Da. Birea mea, am impresia că eu nu te mai satisfac pe tine. Păi, dar nu e vorba că nu mă satisfaci, înțelegi? E vorba că... Că ce? Dacă vrei tu să faci, păi, de ce nu pot să-ți dau eu ceea ce faci? Păi, deci dacă... Astăzi te îmbraci în moș, ești moș! Astăzi ești moș, pentru că ăsta e fetișul meu. Eu când ți-am zis că am un fetiș, tu ai zis că nu se poate și ceva, că tu ești bărbat, că nu știu ce. Păi, așa, da, ascultă-mă, eu nu te mai satisfac pe tine? Păi, nu știu, că n-am mai făcut de mult, dar ideea e că vreau să încerc și eu cu moșii. Mă, iubire, cum, băi, ești nevasta mea, cum să încerci cu... Mă, iubire, te rog frumos. De vezi, nu mă lași, ce vrei să fac? Mă, la filme porno. Măi, mă duc să-mi pun riduri, îmi fac ceva și trecem la treaba în seara asta, pe cuvântul meu, deci eu nu mai pot. Nu vreau să deci ai burtă am... de-aia mare. A, de-aia îmi pun perne acolo și îmi fac și drec și mă fac moși, dar nu mai gata, că m-ai lăsat prea mult timp, iubire. Da, mai am moșul meu. Așa, iubire mea, așa, băbuța mea, așa. Așa, acum te înțeleg perfect. Bine? Da. Dar nu mai fă, dar te rog frumos. Eu sunt aici pentru tine, tu m-ai dat la o parte în ultimul timp. Bine. Am făcut copilașul ăla și da. Păi, s-a trebuit să vorbim. Că te zic ceva. Ia uzi, ia uite. Ce? Nu, deci mai... Deci să înțeleg că... Sunt inutilă cu gândul tine, nu? Sari un pic, Daniela, te rog. Ai niște gumă așa. Sari o pulă în pizdă, îmi pulă în... Mulțumesc, Marius, te pup. Radical 27 în pula mea. Așa. Deci, acum să înțeleg că sunt inutil pentru tine, nu? Ce inutil, fă? Ce? Păi că este mai nou inutil pentru ele acum. Nu, e de, i-am explicat exact cum stă situația și acum am înțeleg. I-am spus de la bun început că are așa un fetiș cu bătrân, cu pula mea, că aia n-am ce să fac. Și pot să mă îmbrac în bătrân. Băi, pe mine în ultimul timp i-am spus. Bă, tu pe mine în ultimul timp m-ai refuzat de atâtea ori. A, că iubirea mea, știi cum stă treaba, că sunt obosită. Că și așa, numărul de unde te-ai făcut la cap? Ia să rupea pe filme de alea cu moșnești. Nu, am înțeles. Te-am zis că rău de tot, să-mi va pune. Păi, fată, nu vă supărați, dar asta e munca. Ieși afară! Ieși afară, mă enervezi când faci așa. Păi n-am ce să fac, da, mă, am fost plătită și trimis. Puteai să minți, pentru da, mă, mă, dar de ce să mintă, mă, dar de ce să mintă? Puțin, n-am să mint pentru că erau lângă mine. Banii sunt aceiași, Tanțo, stai liniștit. Dar nu e vorba de bani, că mă cac pe ei de bani, dar... Da, aha. Cum te-ai căcat și cu prietenia noastră de acum, hai, lasă-mă în pace. Fă, da, până plec, dă și mie ăla, numărul de unde te-ai făcut la cap. Fă, ieși afară! Ești mișto de mine, da? Ieși afară, și vedeți că Daniela și-a făcut iar cont de Tinder, pa! Dumnezeu, ce? Iubire, deci stai aici pe loc, nu te miști. Nu, hai stai pe loc. Eu refuz așa ceva. Vino aici cu mine, te rog. N-am Tinder. Ia. Aici. Unde aici vrei, măi? Da, mă, dă-i mine, hai mă, lasă-mă în pace. În jos. Ia tableta asta de pe masa asta. Asta e tableta ta care o puse. Ia-o de aici. Nu, mai vreau. Și arată desire să văd Tinder-ul. Da, să văd Tinder. Da, tu n-ai mâini? Uită-te singur. Păi ai băgat parola. Stai să văd dacă nu-i parola. N-am parolă. Parola e 5, 2, 5, 8, 3, 9, 40, 53, 29, 91, 69, 37, 88, 100, 105, 55, 1234.
Care-i treaba, că nu înțeleg. Dar n-ai fă face ID la ea? Ba da. Să moară... Ce? Care-i parola? Serios? Cred că 5, 2, 8, 3, 8, 4, 5, 100, 4, 200, 5, 4, 8, 9, 8, 2, 9, 1, 4, 9, 5, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 2, 0, 1, 3, 4, 3. Ia, Tinder. Ia. Care că nu știi parola? Acest utilizator, acest utilizator nu a fost găsit. Așa. Așa îmi place să văd. Așa. Hai, vine mergem! Aici. Da, da, stai un pic. Să-și pun asta șapcă. Vine aici. De ce? Așa vreau eu. Că? Că? Ce? Hai. Ce? Haide să te iau în brațe. Iubirea mea, îmi pare rău că m-am îndoit de tine. Ce ai, măi? Iubire, iubire, alu. Să... Aici eu sunt. Miroși, roși. A ce? A parfum de femeie. A, n-are cum. Au fost stanța eventual aici. Cum să miros a parfum de femeie? Haideți. Iubire. Haide. Păi da, și David? Eu sunt afară, nu-i vezi? A. Hai, nu mai vorbi cu mine, lasă mă pace. Mișcă la magazin. Nu vreau. Ia. Aaaa. Mamă. Ce ai zis, mă? Oricum mă ducea la magazin. Stai. Băi, nu, gata, gata, Daniela, nu, nu, nu. Băi, pe handicapat. Ce vrei, mă, are cont de Tinder și tu? Hai, împac-o acum. Împac-o pe nebună, hai. O să mă jucăm și acolo. Te vezi în pixel, dă-mă pe un... Cere scuze, nu vreau să zic așa. Am căzut prin pământ să moară copii. Cereți mă scuze. Ce mă, are cont de Tinder și tot eu sunt vinovat, mă, ești nebun. Mă, ce cont de Tinder, da. Idiotule, unde pula mea e contul de Tinder? Caută-mă pe Tinder, hai. Poate ți-ai match. Că și știu numele tău. Cine știe ce nume ți-ai pus numele? Șefa orașului. Tot timpul când apare tanța, ne certăm între noi. Păi vezi? Și care pică, poate, să mor. Hai, care pică? O să faci și live pe Twitch. Cum eu te iubesc pe tine și te cred. Mă, că uneori e bine să mai și verifici, să fii pentru liniște aia. Dar de ce? Pentru ce să mă verifici? Control? Ce înseamnă? Pentru că tu nu ești nimica. Stai mă puțin, ce dracu faci? Ascultă-mă, e pentru liniștea noastră sufletească. Iubire, e pentru liniștea noastră sufletească. Da, serverul Vanilla e nou. Băi, dă-i că tu știi bine ce-a fost, dă-i odată. Iartă-mă, iubirea mea, nu mai, promit că nu te mai controlez. Bine, să fie așa și sper că e așa. Poți, păi, da, tu știi gata, bine, da, că de fiecare dată când zici, iubire, dă-mi telefonul, niciodată nu fost să nu ți-l dau. Mamă, pe telefonul tău numai la mine trebuie să stea. Eu n-am mai văzut telefonul de două săptămâni de zile. Mă, la magazin de haine, nu de... A, păi am crezut că vrei să vă tângeți Dadanii Costi. Băi, cum să se mai tundă dacă s-o tunzi deja? Ce vrei să-i tai părul de tot? Ce dracu să-i fac? Nu, mă, nu, nu ia. La zero. Suntem tunși, ce vrei? Ce vrei să facem aici la... La Binco? Să-mi pun șapcă în pula mea! A, așa, în jură, în jură, că n-ai trenul frumuriu. Da, mă, lasă-mă, băi, te rog frumos, nu mai enerva, bă. Băi, dar nu mai enerva, că se simte prost, încăcat. Bă, are nevoie de tine, mă, nu mai enerva, te rog eu, mă, de sufletul meu de acum. Aparent, s-a închis magazinul de aici, așa? Da. A. Hai să merem în celălalt oraș, că n-avem ce face. Da, corect. Puneți-mi, de fapt, stai, o luăm în față sau o luăm prin spate, hai că o luăm pe aici. Băi, ia-o cum vrei tu, numai să mergi. Haide, fă că ești frumoasă, ești drăguță, ne băga și tu. Nu, asta i-am zis și eu. Nu, Daniela, ascultă-mă, singurul... Da, vi face mișto, nu mă așteptam, dar la vă mă așteptam. Ce să fac mișto, mă? Hai, mă, frate, serios? De la Poca m-au de două ori. Auzi, dar văd că bine, mi se cam aude vocea de două ore așa, Poca, înțelegi ce zic? Și mă cam irită pe creier, nu știu cum să-ți explic. Da. De la Poca m-au de două ori. Păi cum? Păi nu știu cum. Adică ne auzim prin tine. Să mai aude? Da, da. Da. Și tu ai auzit? Da, mă aude două ori. Da, fă și eu. Bă, știi, trebuie să te vopsești neagră ca să nu se mai vadă cu culoarea pielii, înțelegi? Și nu... M-am gândit să mă vopsesc pe scalb, cu carioca, asta, cu zic, ceva, cu carioca, dai cu carioca acolo, o leagă. Hai, mă, nu... Mă, nu înțelegi... Nu, că mai fa mai rău strici, mă, dacă faci așa. E bine așa cum... Păi, dar mă aud de două ori de la Poca.
Hai acum la fiță să te tun zero, hai. Bine, când ajungem în oraș mă tun zero. Iubire. Dar ce facem acolo în oraș? Care oraș fă că mergem la țară? Ce pula mea facem la țară? Păi, urmă, dacă în oraș nu sunt deschise magazine de haine. Dracu știe că tocmai la ora asta se închide toate orașele și deschise alea de la țară, pa bune. Da, exact, ești nebun. Iubirea. Sper să nu dăm de graniță de aia nebună. Te iubesc. Și eu te iubesc. Hai că o să fie bine. Să sperăm că o să fie bine, acum nu știm. Cum adică să fie, să sperăm că o să fie bine? Nu știu, am avut vis aseară. Ce vis? Că mă futeau vreo 5 în curs și nu și-au dat drumul cum trebuie. Bă, Daniela, bă! Da, bă, nu mai închis să mai arăt la loc la asta. De ce, bă? Hai, mă, iubire! Nu mai fă glume, dar să te rog, iubire. Dar nu-ți fă glumă. Mână, tu visezi cu alții cum te fut, iubire, dar nu, mă, măcar nu-mi zi mie astea. Păi tu mă întreba, mă, băiatule! Eu nu te-am întrebat ce ai visat atunci. Păi aia zici că mințin, că nu știu ce. Nu, te dai încolo, îți spun. Na. Să văd, e mai ok așa? Nu, no, mai bine spui. Păi vezi? Davide. Da, pui meu. Aș fute rău. Da? Dar nu cred că te mai fost cu mine cu porul ăsta în cap. Cred că mă arunc pe geam. Să-mi pui o pungă pe cap. Ce-ai zis? Ai zis că se duce pe centură? Mă duc să mă arunc pe geam. O zis că mă arunc pe geam. Auzi și tu în pulă. Măcar te auzai în pulă. Ah, măcar. Deci efectiv nu pot să crezi ce glume faceți cu mine de fapt. Ai Bentley și mergi cu 130 la oră, tu-ți bagi joc de mine, rog să te duci cu 200 la oră să rupi șoseaua asta? Iubire, ai copii? Izabela are copii, nu poți să mergi tare. Eu am copii, tu ai copii, nu poți să mergi tare. Da. Da, cu 200 le mai repede, hai. Păi... Da, cu 200 le când îți dau! Uai de pula mea. Mamă, mi-a sărit șlițul de la pantalon. Pune-vă mâna acolo pe schimbătorul de viteze. Nu, te rog eu frumos să-ți scutea de viteze. Schimbă-vă baga 5-a, dracu. Nu merge, că dacă trebuie să apăs ambreiaj. O stricăm și tot o bași tu un ambreiaj. Bag-o cum trebuie, ce dracu stai atâta. Ia uite cum accelera dacă... Bă, gata, băi. Nu. Hai să nu, să... Dacă e sub 200, să mă rog copii. E îmbrăcată gros, Daniela. De-aia dacă scade sub 200, ți-am zis. Lasă, mai bine sub 200. Stai! Aoleu. Mă stream sniper. Tu-s morții, măti. Stream sniper. Publicitate. Ți-am zis? Publicitate. Săracu. Ți-am zis? Faze, am mâncat cartofi prăjiți cu piure și salată de cartofi. Și mie poftă de salată orientală. Am mâncat și salată orientală. Și fasole făcăluită. Călă făcăcită ce? Fasole făcăluită. Ce fălăcăcită? Hai de făcă, deja exagerezi. Bă! Gata, hai. Haide, hai. Bambilici, haideți. Hai, fă de te jos să intre. Nu. Ce ai, mă, dai laba, ce ai? Nu, iubire, mă exciți când stai lângă mine. Fai de gambul tău. Păi da, nu-i normal să mă exciți. Nu-i normal să te excit, având în vedere că suntem cu Danena. Și cu David. Și ce treabă am eu cu ei? Am treabă cu tine. Păi ce treabă avem noi doi? Glumezi, eu, mă, cu tine, ce ai? Te panichezi atât. Păi mă panichez că tu pari serioasă, dar nu ești de fapt. Glumezi, căcat, ce ai? Tu pari serioasă, dar nu ești de fapt. Ba, sunt foarte serioasă, stai tu liniștit că sunt. Așa cum ai zis că ai glumit. E ok, totul e în regulă. Mai bine te joci cu mine cum vrei. O mie de cale se adună chiar și dinerul ai donat. Peste 10 de iubește ei să pe rostați că trebuie să încep. De ce? Vreți să oprezi mașina? OnlyFans, stați puțin.
Mulțumesc tare mult pentru, pentru donația, acum și te și donația. Ia să vedem ce spune domnul Spectre. A donat prin PayPal, sper și îmi doresc să nu-mi dai refund, pentru că e ură dacă îi face lucrurile astea și spune în felul următor. Bună seara tuturor, aș dori și o primăvară la canalul meu de YouTube, să crești un subscriber. Hai să vedem aici ce face domnul Spectru aici. Ia să vedem ce face Spectrul. Spectru, domnul Spectru, ia să vedem. Ia să vedem ce face domnul aici, ia să vedem noi ce se joacă. Se joacă așa. Call of Duty, nu știu ce jocurile astea, n-am jucat în viața mea jocurile astea, dar îți mulțumesc tare mult. Copilașii mei, dacă vreți să vizionați și alte jocuri, vă las aici, opa, stai să nu fac o prostie. Vă las canalul la băiat, hai să dăm și noi subscribe la băiatul aici, vă rog din tot sufletul, haideți, vă rog din tot sufletul să dăm un subscribe. Haideți să-l ajutăm și pe el să crească. Haideți, vă rog frumos, din tot sufletul meu. Îți mulțumim tare mult, domnule. Îți mulțumim din tot sufletul. Te pupăm! Voi pot să-mi spui scobar, mulțumesc de donații, fanii mei sunt cei mai tari și legat de hateri. Ăștia nu sună prea fani. Mulțumesc, Darius, te pup! Credite la radical. Da subscribe acolo, mulțumesc, Darius, te pup! Dați-i subscribe toată lumea, adică toată lumea. Evident că toată lumea să dea subscribe aici. Haideți, dați acolo subscribe, mulțumesc din tot sufletul, te pup, mulțumesc tare, tare, tare mult și sper să ajungi tocmai sus, unde exact unde îți dorești tu cu canalul. Toate cele bune și multe sănătate. Gata? Gata? Am ajuns la țară? Da. E bine, e perfect totul atunci. Cum, da, îți place pe aici, iubire? Dacă îmi place pe aici? Și-a pus aia șapcă în cap? Da, uite, nu vezi? A, nu. Nu văd. Am aici pe poală. Ne dăm jos. Ne dăm jos, o pun. Că nu pot să stau în mașină cu aia pe cap, mor de cald. Bine, hai, stai bine. Să mă opresc să fumez și o țigară, te rog. Nu mai pot. Stai mă că mai aveam un puțin și ajungem. Unde mă? Unde ajungem? Ia uite fă ce frumoasă, ăștia vine cu asta, te văd. Asta n-a avut, ca să-mi acopere și părul din spate. Lasă-vă că ești foarte frumoasă. Unde să ajungem că nu înțeleg? Hai, un ponton pe aici. Și ce dracu să fac eu pe ponton? Palton? Ponton, ponton. Și ce să fac eu pe ponton, că nu înțeleg? Să vă și voi aia. Unde, gen, o chestie pe apă? Iubirea. Unde se pun bărcele? Fiate, eu cu David o să mergem să ne întâlnim cu cineva. Cineva foarte important pentru noi. Și dacă vă rog frumos, o să vă lăsăm acasă. Puteți să spălați și voi hainele alea și să faceți o mâncare pe când venim noi. Da. Ce? Cu vaporul. Morții mătii de vapor. Are! Tu strâmi sniperii mătii. Cu vapor. Da. Up, vreau up, sus. Așa. Ce să facem noi, mă? Cum adică ce să fac? Ce să facem, că n-am înțeles bine. Să speli hainele alea, care, să pui mașina să spele și să ne faci și nouă mâncare. Auzi, mă, ia fi atent. Dacă nu-ți convine, hai, ia du-te la mătă acasă, că nu se lua sclave să spele rufe, să pula mea, hai! Nu-ți mai convine McDonald's! Stai puțin, ascultă-mă un pic. Că faci o atribuție a unei femei, înseamnă că e sclava mea? Da, să ne pui la mătă. Adică, tu când mă rogi... Băi, bă! Dar nu striga la mine, că eu nu... Eu nu strig la tine, eu vorbesc cu o femeie când vrea să muncească. Da-și din gură! O femeie când vrea să muncească. Să pune ea singură la muncă, da? Și muncește ea. Așa bun și... Mă, păi tu! Să muncească că așa vrea să muncească. Mulțumesc, Darius, te pup! Mulțumesc! Mulțumesc! Nu striga la mine. Ascultă-mă, pe eu am vorbit frumos cu tine, da? Puiul meu, nu mă luau cu puiul meu, cu astea, cu găina mea, cu cocoșul meu, că să moară copiii mei, dar nu vă arunc amândoi în aer, vă dau cap în cap, hai! Nu suntem servitoarele voastre să... De când și pune flori? Ascultă-mă, de când și... Ascultă-mă un pic. Bun. Deci, ok.
l-am înțeles pe toată până în momentul de față. Pe aici sunteți, da? Astăzi, nu știu ce am zis. Ieri... Tu de la obraz. Nu, nu, nu. Ieri când mi-ai cerut să mă fac de râs, să mă filmez, să fac... Pentru că asta a fost plăcerea ta, da? Uh-huh. Am făcut, n-am zis absolut nimic. Una e Caterina. Tu ți-ai cerut să-ți bagi joc de mine. Ei, bă, dar lasă-mă să vorbesc, femeie, că eu vorbesc acum. Băi, băiatule, nu mă vorbești tu peste mine, Daniel, las minte că doar așa face să-i oraș. Dar ai în gură când o zic. Deci... Mă enervez, pe cuvânt. Ia, nici nu mă lași să vorbesc. Copiii mei, dacă nu-ți trag o palmă, tăpacea faia de zi. Nici nu mă lași să vorbesc, Daniela. Lasă-mă, băi. Ce aveți, dracu, vă certați la mâncare? Băi, nu, nu-ți fac de mâncare. Nu o să-ți fac niciodată de mâncare. Unghiile astea... Auzi, fă, dar Glovo și Foodpanda ce? Ceau. Adică nu știu ce fac Glovo și Foodpanda. Ceau, au intrat în... Mă, dar să mâncăm cancer, de fiecare dată de la fast food, de la ăstea. Ne-am strat, dracu. Nu, nu, este că tu m-ai rugat ceva. Eu mai mult de sandvișuri cu pâine prăjită și salam și un ceai, eu nu știu să fac mai mult. Aia era perfect să ne faci. Care, mă, salam cu pâine prăjită? Da, era, măcar era de mâna voastră făcut. Exact. Era de mâna mea făcut. Ia vină-mi cu asta. Ia bagă, fă degetele în pizza și hai să facem cu mâna. Vină-mi cu așa. Fă, vină-mi cu un pic. Fă, hai să facem comandă și spune că am făcut noi. Ce am te făcut, că nu ești proastă degeaba. Să zice că am făcut noi, hai fă, dracu. Ce dracului? Dar ce dracu, crezi că eu vreau să văd unde se duc ăștia? O să zice că mergem acasă, dar noi nu mergem acasă, înțelegi? Aro! Vine mai încoacă, am un cad pixeli acolo. Aveți IP-ul serverului în descriere. La mamita, vreau și eu să comand o ciorbă de perișoare. Două ciorbe de perișoare, ciorbi. Dacă se poate să le pune și dumneavoastră într-un castron mai așa, mai real, mai nu în dânele de plastic. Vă plătim castronul, vă plătim castronul, ce să facem? Bună, Patrick! Ăștia nu sună prea fan să fie primit. Bună, Patrick! Te pupăm, felul Patrick! 2. Felul 2, spune așa, felul 2 o să fie în felul următor. Ceafă de porc la grătar. Ceafă de porc la grătar, felul 2, da. Cu garnitură de orez. Cu garnitură de orez. Așa, și salată. Orez la cuptor, fă, sau? Orez la cuptor, da, și salată. Orez la cuptor și salată. Așa. Salată cu ce? Salată verde. Doar salată, atâta. Doar salată, atâta, cu ulei și măsline. Da, bun. Și desert. Ce luăm desert? Desert? Uh-huh. Un tiramisu ca desert pentru mine. Și pentru mine vreau, ce dracu să-mi iau, un pentru lava asta cake. Lava cake. Uh-huh. Da, fă, dar noi ne-am dat de proști ăștia de mâncare, dar nouă pula. Și spune că vreau și așa, spune că vreau o pizza capriciosa. Vreau o pizza capriciosa, da. Da, mai mare așa, mai medie, că mănânc și eu cu ea. Mai un XXL. Mai un XXL, așa. Așa, da. Și sosul nu vreau, blat că pune... Blat pufos sau blat subțire? Pufos, dracu. Și spune de sosul că nu vreau, că pune apă în sos, dă-i dracu de handicapat. Nu vrem sosul, că dumneavoastră ne puneți apă în sos, cum pun aia la Mac apă în Sprite. Vă rog foarte frumos. Și nu-mi pun... Nu... Fă... Fără sos! Așa, așa. Și... Bă, băiatule, cum fac? Auzi, fă, că pizza nu se poate face fără sos, că nu se leagă. Doamne! Iei o sfoară și o legi, nu mă interesează, mă fix doar în pizza că nu se leagă, da? Păi iei și o legi, o... Faci o pula mea, hai. Da, spune. Sunt femeie cu pula, care-i problema dumneavoastră? Că vorbesc eu cu pula mea, care-i problema? Că nu înțeleg. Da, aici ne-au zis de jos să chifrați. Așa. Cât? 300 de lei? Să ai făcă și cere bani, că îi spune că luăm mâncare și că ne trebuie bani. Dacă comandă pe Glovo e bine? Bine, hai, comandă pe Glovo. Puneți-mă pe Glovo, hai! Da, Daniela bară jos, spintecatoare@gmail.com. Hai, treceți acolo. Hai. Revedere. Ce fă, eu sunt mai proastă, pun pe Glovo și după aia le dau mesaj la Glovo că nu mi-a venit toată mâncarea și îmi dă bani înapoi, jumătate de bani. Fă, nu ești proastă degeaba, fă. Păi, dar ce pula mea crezi că... Hai să spune la ăștia. Haide. Gata, am vorbit, am văzut frizerul. Da, am... Stați liniștite.
nu că mergem acum și facem acasă, deci nu, facem așa. E ok, bă. Ori ciorbă de pe... Băi, băiatule, dacă mă mai întrerupe o dată să mă rog copiii mei. Mă, acum vreți mâncare, acum nu vreți mâncare, pe ce înseamnă asta? Nu vrem, vrem, vrem. Vrem, vrem, vrem. Deci, avem în meniu de astăzi, eu cu... așa, avem în meniu de astăzi, eu cu asta ne-am gândit la ciorbă de perișoare. Așa. La felul 2 avem ceafă de porc cu orez la cuptor. Desert avem, desert e pentru noi, voi n-aveți voie dulce. Gata, hai. Ok, dar ascultă-mă un pic, fii atent. Ai văzut cum am trezit, te rog frumos să mă ascult dacă am vorbit. Te rog. Nu, nu trebuie să vorbesc așa și nu trebuie să-ți spun ție să stai sau să mă las să vorbesc. Bun, dacă îți place mâncare am să te ierd, dar dacă nu-ți place mâncarea, ți-o torn în cap și îți dau și două șuturi. Bine, am înțeles, ok. Sunt convins că o să-mi plătești. De ce ești așa? De ce sunt așa rea? Nu e nimic, e ok, eu am înțeles, stai liniștit. Deci, de ce sunt așa rea, da? Pune-ți aia înapoi, te rog, eu să mor eu. Bun. Hai, duceți-vă unde aveți treabă, dar noi luăm mașina, nu știu cu ce vă duceți voi, da? Da. Eu conduc, fă. Du-te, dracu, de aici, de infectă. Ne vedem la masă, da? Bun, bun. Hai, da. Mă, să luăm mașina asta până e de un alt. Love you. Love you. Ce-i fă, dar merge după ei, crezi că suntem proaste? Ia, unde se duc, vezi unde se duc? Păi, ci că ai primit mesaje pe telefon, nu știu ce mesaje, în rusă, în morți, în răniți. Nu știu, fără, nu-mi interesează. Ia să-i fă ușor, ușor, ușor. Unde s-a? În față, Eddie. Dar unde se duc? Nu ne-au spus unde să duc. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Lăsă-mi cal și pe ăștia, te rog eu frumos. Păi cine fă? Hei! Cine a încălcat fă? Că n-am văzut nimic să fac, spune, dacă te minte. Fă, a încărcat pe cineva? Nu, fă, nu, ai încărcat o cioară. Ah, m-a speriat. Fă, unde au mers ăștia, că i-am pierdut? Ai zis ceva de ponton, ceva cu un ponton, nu știu. Pronton? Ponton. Ah, văd o mașină în față, stai aici. Păi aia sunt ei. Da, fă, dar au zis ponton. Ia. Ce sugi? Închide fa asta sus că ne plouă, dracu, în mașină. Ce plouă, fă, că la mine nu plouă, ni la mine e mare soare, ce plouă, ești tâmpită la cap. Fă, plouă rău de tot. Nu plouă, fă, ce ai, ești tu nebună la creier. Fă, tu ești proastă, plouă rău. Nu plouă, fă. Și îmi provoacă și pixel de ăștia. Fă, dar nu sunt ei, fă. Nu sunt ei, fă. Am așteptat și ca toantele. Puteți să opriți ploaia, vă rog, admini? Unde-i pontonul fa aici? Ah, cred că mai în față. Da, și fă dă-n gură că am primit informații. De la mine? Fă, dar în cât timp ajungem mâncarea? Să ajungem înapoi dracului, că ea vine acasă și să nu ne vadă. Nu știu, fă, lasă-o dracu de mâncare, că cred că a uitat de mâncare. Le zice să schimbăm locația la aeroport. Ce? Aeroport? Da. Da, fă, în aeroport. A, nici da. De cum ponton, nu știu așa ce pula mai înțeles. Așa m-au auzit, ponton. Ce faci, Iza, bine tu? Ușor, ușor, ușor! Nu, 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 că am totul sub control, sub control, sub control, sub control. Da? Cred că e de la ploaia, de la tine, că la mine nu e nicio ploaie. Să fac cancer în piză dacă te mint. Gata. Suntem ca pe roate. Doamne sfânt, așa ceva nu se poate. Nu se poate, da, da. Fă, auzi? A. Și cât ai plătit tu pentru frizura asta? Da, o socă m-a ridicat și am plecat, nu am plătit nimic. Ușor, 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 ușor. Așa. Zi. Așa, mă gândeam și eu, nu știam cât ai plătit. Nu, nu, n-am plătit nimic. Dar ce fac ăștia? Nu ești curioasă să vezi ce fac? A, nu fă, merg degeaba. În loc să aștept Food Panda, mă duc să... De ce nu merge să ne conectăm, căci că nu merge ce versiune avem? Nu știu ce probleme au băieții, nu știu. Încercați cu IP-ul serverului, aveți fă, m-a dat un caca.
Te caci pe tine? Da. Oprești undeva să te caci. Da, mă cac rău. Oprești undeva să te caci. Nu mă mai cac. A trecut căcarea. Dracului, foi. Conectați-vă cu IP-ul pe care l-aveți în descriere. Fă, da, unde pula mea s-au dus ăștia? În pulă? Ce dracu caută ăștia aici? Pe cine i-a fă ăștia de la aeroport? Nu știu, cred că niște escorte, ceva, cred că s-au plictisit de noi și tot urlă la noi că ne uităm noi la filme porno și la da, alte de-astea. Da, dar de când țipă ei la noi? Că n-au țipat niciodată. Că asta mă întreb și eu de unde au atât atupeu, că asta mă rog copiii mei, dar nu-i pun pe amândoi sub covor, îi pun. Vedeți că cum e pe Five, mă apăsați asta F8, scrieți că o n n e c t și băgați IP-ul de pe care l-aveți la mine în descriere. Veni cu ăla de luptă. Ia taci, fă, să nu ne vadă ăștia. Ia taci, cu. Taci. Văd o pulă, nu văd nimic. Măcar de vedeam o pulă ceva. Hai pe aici, vină cu-a. Fă. Uite. Fă. Da, fă. Care, uite. Fă, dar n-am mult, trebuie să mă apropii mai mult. Vină cu-a, vină cu-a. Fă, cu cine se lafă în brațe? Nu știu, fă. Dar nu-i aud, hai de la mașina era. Dar să nu ne vadă, cum dracu intrăm noi acolo? Nu, că fă, că nu ne ved. Hai, hai, acum, acum, acum. Hai de repede, repede. Acum, acum. Fă, tu-i auzi? N-aud, fă, n-ai. N-au nimica, să-mi bag pula. Mulțumesc de 2000 de like-uri. Stăm aici, hai, hai, hai mai încoace un chile, că acolo bate și ploaie și... Deci, ascultă-mă, ascultă-mă un pic. Deci fii atent, eu am cunoscut o fată, acum un an și ceva. Și, chestia e că, ascultă-mă, m-am îndrăgostit de fata asta foarte, foarte mult, un chile, și o iubesc din toată inima mea. Acum... Da, te-ai îndrăgostit de o fată și... Adică așa, să spună că ne-am schimbat. Ne-am schimbat foarte mult, unchiule, nu mai știm ce am fost. De ce v-ați schimbat? Băi, unchiule, nu ne lua la mișto, că... Ascultă-mă, tu știi bine cum eram noi. E o poveste serioasă aici. E o poveste foarte serioasă și de-aia ai apărut tu aici, ascultă-mă să spun. La fata asta i-am făcut un copil, va fi nevasta mea, unchiule. Va fi și eu. Și sunt... Măi, unchiule, cum să le fuți, măi, nevasta mea, unchiule, ce ai? Măi, unchile, nu mai suntem ce am fost. Unchile, ne-am schimbat, nu mai suntem cum am fost, nu mai suntem oameni. Așa, unchile, ascultă-mă un pic, fii atent. Și problema e așa, am supărat-o odată și îmi pare atât de rău, unchile, că nu simt și acum regresiu aia în care am supărat. Și s-a dus la altul, unchile, s-a dus la altul, la un mafiot, care are toată legătura, are din sânge, absolut tot e cu mafia rusă. Înțelegi? Da. Mafia rusă, unchile. Ascultă-mă, unchile, și... De când s-a dus acolo, omul ăla s-a îndrăgostit de ea. Și pe noi ne-a amenințat, ne-a bagiocorit, ne-a făcut vrăji, ne-a făcut o grămadă de chestii. Și ideea este că ieri l-am omorât. Da, ieri l-am omorât, l-am împușcat în cap. Da. L-am omorât. Uite-ți sănătos. Unchiule, nu-i vorba de aia, e vorba că am primit azi dimineață, că m-am trezit, unchiule, un pliant în ușă, care nu pot să-i le spun lor, îți dai seama. I-am arătat numai lui frate, mi-am primit un pliant în ușă în care au spus că din acest moment mafia rusă caută răzbunări și nu pot să-mi pun în pericol nevasta. Mă, pe cine a sumurs? Pe domnul Cazimir. Cazimir, dacă ați văzut. Cazimir și mai cum? Ciocio, îi se spune. Ciocio, îi se spune. Ești bine? Unchiule? Fătă-ți Dumnezeu, măte. Măi, unchiule, cum fătu-ți Dumnezeu, măti, când tu ești cel mai puternic om după lumea asta? Unchiule, ai atât de multă putere încât nu ne putem imagina, ăla pentru tine e degetul mic din mână. Dacă tu sufli... V-ați fătu-vă în gură, că nu puteți să vă imaginați, bă, cum să vă...
Unchiule, ascultă-mă, te rog frumos, nu am ce să fac, e singura... Nu aveam ce să facem, unchiule, înțelege, trebuia să-l omorăm. Ne teroriza, ne-a făcut rău la copilul meu, unchiule. Voi nu știți ce pulă în curva ați băgat acum, vă garantez 100%. Da, cumva trebuie să rezolvăm. Cum adică ne-am băgat pulă în cur dacă tu ești aici acum, unchiule? De ce crezi că te-am apelat? Mai ții minte în ziua când am apelat, eram sus pe munte, să-mi dat telefon pentru că deja cedasem, nu mai puteam. Și o să mai am să vorbesc cu tine multe chestii, pentru că mai există un om care nu l-am, efectiv vreau să-l omor, să nu mai există pentru mine, înțelegi? Așa. Și eu am făcut, what the fuck, de ce a pornit? Ce a pornit, mă? Unchiule? Unchiule? S-a îmbătat. Mamă, să mor copii. Bă, să nu ne vadă, hai să plecăm! Fa... Tati. Cu avion. Mamă, avem grijă, strâmb sniper de căcat. Așa. Dracul m-a văzut ăștia aici. Unchiule, ascultă-mă, fii atent, te rog frumos din tot sufletul. Nu explodează, sau? Stai. Aoleu, mă văd ăștia aici, ce fac? Aoleu! Singura chestie e că... Nu m-a văzut nimeni! Eu nu am destui oameni, nu sunt așa de cunoscut ca tine și n-am fost niciodată așa de cunoscut ca tine. Dar totuși în orașul ăsta suntem noi doi. Având în vedere că noi nu avem destui oameni să ne punem cu o mafie întreagă, unchiule. Te rugăm frumos din suflet, nu ne lăsa la greu, te rog frumos, mai ales pe mine. Când mereu am fost alături de tine când mi-ai cerut și orice mi-ai spus m-am conformat. Te rog frumos, unchiule. Da. Dar spune-ne și nouă ce mai multe detalii despre gunoiul ăla, că nu știam nimic. Mai băiatul ăsta Ciocio, el a condus toată rețeaua de arme pe care eu actualmente mă ocupam și eu puțin de... Noi, ascultă-mă, eu aveam o insulă aia, unchiule, era insula lui pe care eu dețineam traficul de arme din tot orașul. Și acum îl dețin. Eu nu vorbesc de că e o pericol. Pericul e insula noastră. Da, dar noi deținem traficul de arme de acolo, din oraș care se face transport până acolo. Eu nu vorbesc de că e băiețaș, eu nu vorbesc de că e o pericol. Adică. Eu vorbesc de Los Angeles, nu de Los Santos, nu de Cayo Perico, de Los Angeles, de Vegas. Plecați de aici? Oricum, ascultă-mă, nu ar trebui să-ți fie frică, pentru că, în primul rând, ai fost și numai un prieten al Pablo Escobar. Mă, ascultați-mă un pic, lăsați-mă să termin de vorbit. Într-adevăr, beleaul în care v-ați băgat e nasoală, dar există o șansă să putem face ceva legat de asta. Ce vreau să... O vedeți pe Daniela ce face acolo în spate? Voi spuneți că sunteți cu fetele astea, nu? Da, nu, moștile, nu putem să le lăsăm. Mă, ascultă-mă, lasă-mă să vorbesc. Ele sunt implicate, să știe de ele? Păi da, era implicat, cum să nu? Știu. Soția mea era implicată, mai ales ea. Toată mafia știe de... Bun. În cazul ăsta, ce vă sugerez eu? Luați-le telefonile la control, aruncați cartelele. Eu vă spun sigur, stălăstor, că ăștia v-au pus pe urmă. Vă mutați în altă chirie. Dacă vreți, vă caut eu o zonă de asta, sigur. Nu, avem bani, avem bani. Nu e vorba de mutat, eu de aici. Nu e vorba de bani. Nu, eu cu Luca nu suntem împreună. Nu suntem împreună, nu vom fi împreună. Eu vă spun să vă căutați undeva, sigur, undeva în munți. Undeva la mare, la munți. Dracu, știe, nu stați undeva, stați acum. Mâncarea! Trebuie să plecăm, că vine mâncarea! Eu nu mă nu știu cum plec de aici. Nu mai am nimic. Uite,
Nu putem pleca de aici, adică plecați. Și le spunem lor, ei nu știu că noi am venit aici să vorbim cu tine. Cum înțelegi? Plecăm de aici? Nu au cea mai mică idee că noi am venit aici să vorbim cu tine. Unchiule, știi ce înseamnă să le, să-i spun mai ales soției mele așa ceva? Păi mă omoară. Nu-i vorba, ascultă, unchiule. Nu, da, corect. Nu, dar bine, dar noi ce să le spunem când o să zic, iubire, avem o casă mare, avem o vilă, unchiule, ce să-i spunem? Ne mutăm de la lux să mergem unde? Când ei știu că s-o termina totul, mă rog, care i-am dat culanță cap la Ciocio, s-o termina totul. Ii se vede pălăria lui Daniel a ajuns acolo. Tinând. Mă, este nasol, pentru că, fii atent, eu am... Să nu mă vadă. Găfa. Singura opțiune e să mergem la casa aia de acolo și să le spunem că vrem să luăm puțin o vacanță. Chestia e că eu o să-i spun ei că vreau să mutăm puțin din oraș, că nu pot să-i spun... Nu, o să vorbim, o să le spunem că ne-am gândit mai bine să mergem să luăm o vacanță, pentru că ar fi ce mai bine pentru amândouă că sunt însărcinate, știi? Dar nu vreau să-i fac rău. Le este frică de familia lui Ciocio, vedeți? Este frică de familia lui Ciocio. Maică. Nu o să zic ce, mai bine aș muri eu decât să o văd pe ea că suferă. Unchiule, tu nu înțelegi. Tu, ascultă-mă. Păi cum nu vrei să înțelegi? Unchiule, tu, nu mai suntem ce-am fost, unchiule. Nu mai ne-am schimbat radical, omule. Radical de-n șapte ne-am schimbat. Unchiule, radical de-n șapte ne-am schimbat. Ascultă-ne, te rog frumos. Deci tu știi tu vorba aia noastră cu radicalul. Deci când noi spunem vorba asta, e ceva unic pentru noi. Doar codul nostru. E codul nostru. Dacă mă prind ăia, vai de cap! Îmi e frică! Ia uite că scârți aici sus, uite aici sus sârt. Al dracu șobolani. Uite, fix aici deasupra mea, uite-te. Aici scârți. Aici, da, ușor. Să nu putem să ne urcăm acolo. Nu trage de cui handicap. Nu trage, nu am vrut să trag. Că poate pică ăsta de aici, e nebun la cap, știi că mâna de mare. Acolo e motorină, dacă o checați, cu scânteia am belit pula toți aici. Nu mai, da. gata, hai că nu pedepse Dumnezeu. Nu mai ne băgăm, lasă așa. Plecați odată. Aoleu. Șobolani? Am apăsat... Doamne, cum a picat Daniela! Aolea! Fal! Unde? Morto! Danelo! Fa! Fa! Ce se iau astea de aici, mă? Așteaptă un pic. Aolea, să nu mă vadă! Poca. Da, mă, să iau pistolul, las pistolul aici, ce ai? Nu, mă, bă, hai să mergem acasă, mă. Auzi, lăci, că eu râd și dau beșin. Doamne sfânt, cum dracu? Te cași pe gură și pe cur? Fă! Stai, dragoane, că-am belit pula, ne-au făcut șobolan, fă! Fără de mai... Fă, trebuie să plecăm! Unde? Acasă, că merg acasă, ieși și ne vine comanda cu mâncare! Au! Hai! Haide să luăm mașina asta, ce mașină luăm?
Fă, să nu ne vadă, fă, stai să plece ei. Stai, fă, stai. Au. Ușor, te rog. Unde acasă? Acasă, în oraș. Care oraș? La noi, acasă. La noi? Da, mă. La noi acasă, la casa noastră. Mă, fă, să nu ne prinde că am comandat mâncare. Fac spume dacă mai știu unde e casa noastră. Vezi pe acolo, pe undeva, vezi și tu. Ușor, să nu facem accident rău. Facem. Nu facem, sper... Nu facem, nu? Nu. Nu facem. A, ce bine că nu facem. Ce bine că nu facem. A, centura, fă! E bine, fă, că nu facem. Centura, fă, că am pus frâna. Fă, erau gay? Ce, gay? Erau gay, fă? Cine era gay? Aia, fă! Care aia? Aia de acolo! Care, fă? Aia de acolo! Care de acolo? De-ncolo? Da, de acolo! Nu știu, cred că... Ai pus frângnă, fă? Da! Ușor, ușor! Asta, fă! Da, eu mi-am... Fă, da, eu mi-o pun, da, mă scă! Bă, da, pune-o în pula mea, că nu, dacă o pui, nu se întâmplă asta! Ia, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos! Dă-te jos în momentul ăsta! Nu, nu, că tu nu știi unde e casa, eu știu! Păi dă-te jos să vezi că te dă! Nu mă dă! Aveți IP-ul server. Dar tu nu știi să faci frână înghețată! Hai că nu știu să fac frână înghețată! O bag la congelator și fac! Da, mă, da! Fă, după aia e înghețată, e frână înghețată! Da, fănată e! Ușor! Ușor, ușor, că mă nenorocești! S-a zbrat pălăria, fă! Să faci cancer! Fă, să mor tu! Fă, mi-a zburat pălăria după pizdă, fă! Mi-a zburat pleașca! Mai am pleașca în cap. Stai, fă, că pe aici, așa, bravo! Da, așa... Stai, fă... Lăsa-mă! Fă... Am murit de foame! Fă, cine? Am murit la mame! Fă! A venit Foodpanda! Foodpanda? Mamă, ia uite și pe ăsta! Băi, săracule, dă-te dracu de aici! Stai, fă! Dar ești mi-o leu! Ce, mă? Alo! Ce vrei, mă, un leu? Vrei un leu, mă? Du-te la zoo dacă vrei un leu! Haide, fă, vină! Doamne, sfânt, bagă mașina înăuntru! Păi, nu înăuntru, că nu e a noastră! Unde vrei tu, bagu? Să ne preface și noi că am făcut mâncare de aia de la Glovo, mai vin, dracu? Stai că o pun pe Danele să sune. Fă! Sari! Au, sari. Stai. Sună la Glovo. Hai repede că a venit! Uite-o! Tate, 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 vine încoa, vine încoa. Ce a venit, mă? Fă, vină încoa. Ia, ia ciorba de perișoare și pune-o aici, în cratița asta. Da? Hai. Hai că o pun, fă. Fă, nu vezi? O văd bine, hai că am... Haide, fă, lasă-mă că mă fut în ea numai. Haide, gata, am pus-o, hai. M-a dus să mă culc, că nu mai am chef de nimic. Haide, hai că am pus ciorba acolo. Hai, ce mai punem? Fă. Lasă că e așa. Care așa, fă, că nu e așa? Care așa, că nu e așa? Nu mai e așa. Foarte supărată sunt. Ești dezamăgită, nu? Mai e? E. Glovă, mătică, stai să sun la ei.
Tu-s la mamita restaurantului, măti. Alo, alo! Uleu. Deci, comandă-i... A? Fă, ăștia au dus la adresa aia de acolo de unde am comandat. Ești... Mamă, și nu puteți să aduceți și voi pe aici? Pe aici? Unde aici? Fă, pe aici? Aici, după locația live și în direct de pe unde sunt. Nu puteți să localizezi, da. Acolo a putut să localizeze aici. Acolo ați putut să mi-l localizați aici, nu mai puteți să mi-l mai localizați. Telefonul, da. Dar nu înțeleg de ce urnați la mine în telefon, că și eu pot să urlu la dumneavoastră. Adică am dat 3 milioane degeaba? A, da, n-am plătit. Era la curier. E, păi să îmi bat pula la mamita voastră și să vin... Băi, băiatule, vă plătesc când o să vină mâncarea la mine la ușa până atunci. Hai, canci! Dă-i în pula mea, fă! Ia fă de aici, de-n frigider, aruncă ceva, da. Aruncă ceva de aici în frigider, în cratin, să ia, pune niște apă pe tele și gata. Pune la foc mic și gata. Hai să tăiem gazele, să spune că nu mai avem gaze. Fă! Cum tăiem gazele? Hai afară, adu farfeca. Stai că am eu cuțit. Adu farfeca, să tăiem gazele. Ia fă, stai că am cuțit aici. Ia, și hai afară, spune că nu mai avem gaze. Hai. Haide, uite aici. Auzi, fă, dar cum tăiem gazele? Bași cuțitul aici, să iasă gazul. În asta? Da, fă, să iasă gazul cu totul, să nu mai fie gaz. Așa, dă cu cuțitul în aia, să nu mai rămână gaz deloc în casă. Așa, fă, sparge, spune că așa am găsit-o, da? Gata. Așa. Îi zicem că s-a spart... Și rufele? Ce rufe? Fă, eu nu-i spăl chiloții. Fă! Da, să fă, îi băgăm în piscină aici, vină încoace. Vină încoace, te învăț eu. Doamne. Poate dracu dă-mi fără hai, în casă. Eu țin așa, mâinile tu pui rufele, hai. Haide. Hai. Hai. Pune. Una. Două. Hai. Trei. Hai. Patru. Hai. Șapte. Așa. Zeci. Gata, ho, că nu poți să car multe. Hai, în piscină cu el. Hai, dar ce crede că noi suntem chiar atât de inapte? A făcut cu... Ha? Nu mai pot! Ce-a făcut, fă? Lasă-mă, că nu mai... Aruncă dracu alea în apă! Aruncă alea în apă! Îi spunem că s-a stricat și mașina de spălat, nu mai avem nici gaze. Nu mă rămân rupele. Taie mașina de spălat, taie mașina. Fă, mă duc să scot... Repede. Scoate-o din priză, scoate-o unde din priză. E, unde pula mea e? Avem mașina de spălat măcar? Nu știu, dragul, că n-am spălat niciodată. Păi... În baie, ia vezi în baie. Hai în baie. E de cap. N-avem, fă, nu mai veni, că n-avem. N-avem, mi spune că... N-avem, că a plecat mașina. A, îi zicem că n-avem mașină de spălat. Da, mă, da, haide. Și hai. De mâncare ce facem? Am uitat, stai. Aruncă, fă, 2-3 morcovi acolo, 2-3 leuștea. Păi, dacă am tăiat gazul. A. Îi așteptăm să vină. Da, fă, dar pune apă, da, să vadă măcar că am încălzit apa. Da, pune apă, da, din WC o pui. Hai, în WC, hai, de mă, din WC. Hai, da, du oala. Dă oala încoa. Hai, du, ce dracu fac ăștia mișto de mine. Repede, repede, jur. Și pui din WC-ul, trag apa și tu pui, da? Da, da. Hai. Hai. Fii atent. Hai. Eu trag apa și tu pui, hai. Hai. Așa. Ia lasă, fă, că luăm apă de aici și gata, hai. Haide, gata? Suficient. Hai. Unde e Poca? Trebuie să vină și el acum, i-am pregătit mâncărica. Stai că încălzesc apa aici. Că încălzești, cu ce o încălzești? Aici. Așa, încălzești acolo, da. Spune că am încălzit-o, așa, am încălzit apa, așa. Și când să punem... Auzi, fă, dar noi suntem proaste. De ce?
Dă-n ce pula mea vor ciorbă de perișoare și ciorbă de pula mea când ei n-au cumpărat nimic să facem noi ciorbă? Păi da mă, dar au zis că ne dau ei bani să cumpărăm până ajung ei. Băi, ei măcar să vadă că ne-am străduit, ai înțeles? Da, auzi, fă? Mm. Ia lasă-i fă să se ducă să mănânce la restaurant, că și acolo e mâncare făcută. Și fără noi, fă? Care fără noi? Păi, cum? Fără noi să mănânci la restaurant? Hă? Nu fă cum. Păi... Auzi, dar ce zicea moșul ăla? Să ne fută? Sau că n-am înțeles? Ia vină, Fâncu. Dă trei, dă, dă-i trei morcovi, dă-i trei morcovi de acolo, dă-i trei morcovi. Ceapulă. Stai, fă. Barapule. Așa. Și un cartof. Și ca perișoare dă și tu o carne și toaco. Ai, fă, dracu, n-am tocător. Păi și cum fac peri... A, ia, fă, că facem... Ia fă că tăiem astea cu bulese. Tăiești tu așa mai cum așa. Așa și ne punem aici și gata. Gata, ciorba de perișoară, gata. E frumos serverul gata, fă ia. Fă, dar miroase a gunoi, a gunoi miroase. Poate cred că dacă o fierbem miroase bine, ce zici? Bă, nu ne-am străduit. Da, să nu zică că n-am făcut, că pula mea, că pula-n pizna. Da, hai să așteptăm acasă. Dar mai vin și acasă? Ce dracu, unde s-a oprit? Ia sună-l, fă pe David. Da, nu pot. Așa. Nu Jesus! Pot nici așa. Jesus! Hi, Jesus! Jesus! Hello, Jesus! I love you! Thank you for the nation! Thank you, thank you, thank you! Auzi, fă? Da, da, da. Thank you! Uită-te pe lumea elaltă, pe iMessage. Da, da, da. Jesus, oh my god, Jesus, oh, Jesus, oh my god, Jesus, n-am fost cealaltă donație, hello Jesus, send me save your room. Este mai știți o donație, n-am fost-o pe cea mea, mi-a donat? Așa, fă, m-auzi? Da, da. Ai citat? Da, da, da. Bine, Sunt tu pe Poca? Ah, hai. Hai, sună pe Poca. Poca, Poca, Poca. Dar nu știu ce a donat Jesus acolo. Ia, stai că a venit. Aola, fă, a venit, a venit. Băi, ascultă-mă, uncăle, nu-i vădă. Da, mă, dracu, tot în cocioabe, în pula mea, uite, leacă. Alo! Loc niște respirne. Iubire. Stai că vorbește Daniela la telefon. Coca, hai a... A? Alo? Alo? Hello, ești bine? Stai așa că nu știu pe cine am sunat. Pe cine ai sunat? Gata! Mâncarea e pe ăla, poftă da, bună. Da, 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 mulțumim frumos, dar cu cine ai vorbit acum? Unchile, uite, ai și aici un pahar de whisky. Ai un pahar de whisky, te servi, te rog frumos, te cal la tine acasă. Bună ziua! Bună, să trăiești. Cine ești, băi, băiatule, bărbat? Băi, 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 băi. Vă rog frumos, vă rog frumos, nu mai vorbiți așa. Vă rog frumos, vă rog frumos, nu mai vorbiți așa, noi frumos. Nu mai vorbiți așa, vă rog frumos, nu mai vorbiți așa. Păi intră, intră ascultă. Așa, băi! Nu, ascultă, bă, Izabela! Te rog frumos, Izabela. Iubire, te rog, ascultă-ne, nu mai vorbi așa, te rog din sufletul meu, nu mai vorbi așa cu el! Descalță-te! Frumos. Descalță-te, că eu n-am spălat degeaba! Descalță-te! Să moară familia mea, dacă îmi văd așa ceva... Mă, dacă nu băga în seamă, nu băga în seamă, unchile, nu băga în seamă, nu băga în seamă, te rog frumos, te rog, te rog frumos să nu băgi în seamă, te rog frumos să nu băgi în seamă. Vezi că ai ciorbă pe aragaz, sărăcește și mama ei dă ciorbă, ia și ciorbă, mâncați ciorbă. Unchile, du-te mănâncă, te rog frumos, du-te mănâncă. Mâncați ciorbă, că am făcut ciorbă în stadă dimineața până seara în bucătărie să fac o ciorbă. Danela. Și vezi că nu mai merg gazele, că nu le prindeai. Danela, poți să te oprești un pic? Iubire, da. Care iubire, mă! Mă! Mă, băiatule! Ia veniți mă, moșule! Izabela, vino cu acei! Te rog frumos să-mi citezi! De ce nu mă ascult când îți spun să-mi citezi? Încitează! Dacă mai ții pe o dată la mine, s-ar putea să dorm pe jos. Danela! Danela!
Daniela? Daniela? Făi! Ce-ai făcut, mă? Nimic! Nici măcar... Am murit de foame în pula mea că n-am mâncare! Iubire, n-ați făcut de mâncare. Așa, am făcut o mâncare, dar vă aștept pe voi, mâncați pula mea să mâncăm și noi. Acum, ascultați-mă, veniți. Că noi am mâncat. Da. Bă, ce Hristosul, mă, atât de femeie v-aș găsit voi, mă, măi, înapță. Gata, te rog frumos, nu tine. De când mă dai tu un Hristosul, mătii? Când mă faci tu pe mine, gata, vă rog frumos, gata. Vă rog frumos, din sufletul meu. Cine morții tăia ești, mai ce ai venit să faci drept? Daniela, Daniela, te rog frumos să încete. Încitați un pic, vă rog frumos, să ce să vorbim. Pe mine ăsta cap de roșii. Mamă, nu. Eu cred că voi ne-ați băgat capul la mine în pizdă că eram pe ciclul ăsta. Rău frumos. Pe ce chilume mai jignești, știi? Da, până urmă te vin la mine în casă. Mamă, băi. Bine. Voi știți cine e omul ăsta, mă? Ia vorbiți mă între voi, hai. Ia vorbiți voi și gata, lăsați-mă în pace. Ia, uite-mă. A dus să mă culc că mă vreau să vorbesc cu voi, dar voi plecați. Eu nu mai vreau să mai vorbesc cu tine, hai. Bine, hai. Sictir, la mă dan cimitir. Da, thank you, meu. Fă. Dată nu poate să-mi iubească și femeia asta. Așa femeie v-aș găsi, mă? Ia, fă ce vorbesc ăștia. Nu e, mă, nu e vorba, unchiule, că așa femeie sunt niște... Ascultă-mă. Unchiu. Băi. Da, unchiule, te înțeleg, știu bine, știu perfect. Știu că vă plac fetele astea, că de mic ați fost cu ochii după păpuță, că mi-e bună puța ca mamuța. Da. Unchiule, ascultă-mă, nu e vorba de asta, știu bine, că am învățat de la tine tot ce știm acum. Mă mir din tot, deci mă bucur din tot sufletul că n-ai reacționat. Te rog frumos să le ierți, te rog din sufletul. Ai fost mai mult decât familia noastră și încă ești, nu că e vorba de asta. Uite care e ideea. Nu vreau să te enervezi, ele așa fac pentru că nu suportă să intre cineva aici sau să atingă cineva de noi, înțelegi? Într-un fel sunt protective așa prin chestia asta. Ele știu ceva de unchiul nostru, dar nu știu că tu ești unchiul nostru. Ele știu, ascultă-mă, ele știu că noi avem un unchi care e foarte, foarte puternic, dar nu știu că ești tu. Da, exact. Și nu știu cum să le spunem că n-ai văzut cum vorbea cu tine. Mulțumesc că ai reacționat. Nu le ziceți nimic, fiți atent, nu le spuneți nimic, ha? Să vedem cine ce se întâmplă. Să vedem ce se întâmplă. Unchiule, te rog frumos. Ascultă-mă, eu nu vă zic vouă nimic. Le las pe să văd ce au de gând. Adică vreți să spui că vreți să le testez ce? Nu, nici de cum. Vreau să le vezi. În capăt, aveți boxe aici, nu? Unchiule, pune acolo, un pic stai. Măi, băieții, nu știu ce-a făcut aici fetele voastre. Unu, doi. Mai la stânga sau la dreapta? Hai că fac genoflexiuni. Zi, fă. Două pe la stânga. Mai la stânga? Pe mijloc? Mai pe mijloc un pic, mai puțin mai la stânga. Iubire. Stânga? Da. Te rog frumos, la stânga. Stai așa, mai puțin mai la... Du-te așa, care drag la stânga, fă? Mai... Iubire. Mai... Da, mă, ce vrei? Da, mă, vă rog, ce? Vă rog frumos, vă rog frumos. Am înțeles, vă rog frumos să mă credeți. Auzi, dar ai unchiul ăla nebun, mă? Da, te rog frumos, te rog frumos să nu mai vorbești așa cu el. Vă implor pe amândouă, din tot sufletul meu, nu mai vorbiți așa cu el. Vă rog frumos din suflet. Bine, iartă-ne, n-am știut, după aia am auzit, iartă-ne. A venit, iubire, vreau să te spun. M-auzi din rate? Da, da. Iar a băgat patul la mâine, gata, iartă-ne, ne cerem scuze. Nu vreau să știu scuze, numai vreau să spun ceva. Nu pot să, știi bine că nu pot să ascund chestii de tine. David nu vreau să-i spun, dar nu am cum să spun. M-auzi? Uh-huh. Azi dimineață, când m-am trezit să mă duc să-mi fac cafeaua, am avut jos la ușă. Daniela, e foarte serios, te rog frumos. Mai plictisit coca, să fac cancer, deci am avut cu mâna pe inimă că m-ai plictisit, gata, te rog. Și prefer să mori sau ce vrei să faci? Mă duc să mă culc, vă. Iubire, ascultă-mă, nu poate te plictisi chestia, ascultă-mă un pic. Am găsit un pliant, acolo la un plic, în care era vorba de mine și de mine, de pe toată fața noastră. Nu te aud. Drăguților, se dă flood. Unde-i patul, nu e patul. Unde-i baia? Vino cu acele. Auzi? Da, gata, am înțeles ce e să spui. Uite, e aici, fix aici în față. Da? Aici. Să rămânăm!
mă scuzați că sună perioada respectivă și am niște, ieșiri de-astea mai ciudate. Iertați-mă, vă rog frumos. Domnilor, să rămâne liniștit. Iertați-mă, vă rog frumos, din tot sufletul. Da, să liniștită nebunul. Înțelegem. Bine, mă, mă auzi? Acolo este baia, aveți tot ce vă trebuie, tot ce înțelegeți? Da, gata, gata, iubire, nu mai vorbi, gata. Iartă-mă că... Da, tu acum pui și când spui că să se vorbesc... Se aude rău, se aude rău, se aude foarte rău, oribil. Iartă-mă că am urmărat. David! Da? Eu mă culc, lasă-mă! Păi, da, da, vreau să-mi scuze. Te iert, da, gen me som, gen. Da, știu că te som, dar vreau să zic și cine e omul ăla. Mai ții minte când am trebuia vorbit să-l mint, la mă, am auzit, înțelegeți? Am auzit, mi-a trebuia zis foca. Să-l mint. Ok. Ai, dacă ai nevoie de ceva să-mi spui, da? Mă lasă, doar te rog, că mi-e rău. Asta nu știu oricum. De ce rău? Mă aud în rate și mă enervez. Bine, dar dacă ai nevoie de ceva să-mi spui. Se aude foarte prost. Da? Dacă ai nevoie de ceva, îmi spui. Dacă am nevoie de nu știu ce să... Nu știu, nu te aud. Gata, cât stă ăla la baie? Ai nevoie de ceva. Așa, dacă am nevoie de... A, să-ți zic, a. Bine. Ule, neule, neule. Noapte bună, pa. Pam, 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 pam. Deci eu nu știu ce supă ați gătit acolo, dar a fost foarte bună. A, mă bucur că ți-a plăcut supa. A fost foarte bună. Delicios a fost. Poca, hai să mergem să cumpărăm ceva de la magazin, că a zis unchiul că vrea ceva, să facem cablu negretar. Vă fac eu o treabă mișto, să vă arăt eu ceva, o bătură. Ok, deci mișto. Mergem să cumpărăm aia unchiule pentru... Da, 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 hai că știu da, ce da, ai venit. Da, 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 da. Ok, iubire, trebuie să mă duc până... Te rog frumos, bine, da, să ai venim incredibil de repede. Ce cu planta asta? Care mă lăsat singură? Trebuie să... Da, lăsați-mă cu el, cu el! Păi cu unchiul, da. Ah, bine. Păi cu el te lăsăm. Bine, mergem bine. Să cumpărăm câteva la muie. Ai grijă, ai grijă de ea, te rog. S-a enervat Adela. Domnișoara, s-a dus să cumpără niște băutură, niște lămâi? Dar nu mai pot eu. Ce dă târcoală asta pe la... Ia? Mă uit din dracu, nu pot să crăpușa să mă uit. Ia auzi. Aoleu. Ia să vedem, ia să vede pupăza din tine. Auzi, bre? Pam, 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 pam. Vrei să-mi spui ceva? Așa, dar nu trebuie să o luați numai de rău. Hai să te întreb direct. Te deranjează apelativul doamnă sau domnișoară? Care... Domnișoară, te rog. Domnișoară, da? Domnișoara... Izabela Căldare. Izabela Căldare. Sunteți foarte frumosică, domnișoară. Chiar câți ani aveți? Am 25. Pentru 25 de ani, vă spun că arătați mai bine ca la 18. Mulțumesc tare mult, vă mulțumesc. Da. Dar parcă erați două. Cealaltă da. S-a pus să doarmă. Și cealaltă e doamnă sau domnișoară? E și au tot o domnișoară. Am înțeles. Păi, fetelor, dar... Așa mai fac băieții ăștia de vă lasă singure pe voi? Așa mai fac băieții ăștia da, de vă lasă pe voi? Da, mă lasă singurele, da. Și nu vă e frică, nu vă e așa, așa, așa. De ce așa, așa, de ce? Nu știu, întreb. Dacă sunteți tinere, poate vă temeți de una alta de... Mi-e ok așa. Am înțeles. Da. Mă, ia că... Te întreb pe direct. Ia întreabă-mă. Măi, poca asta, că e nepotul meu, poca asta. Face treabă de bărbat. Că pe el nu poți să-l întreb. Adică mă fute bine sau ce? Eu nu am vrut să sun așa de vulgar. Da, mă fute bine, de ce? Hai, văd la ce le învăță.
De cum adică a avut de la cine învăța? Ne, se lungește povestea, pula lui nu. Da, e complicat. Am înțeles. Eram curios că eu n-am mai vorbit cu ei de mult timp și nu mi-a povestit că au găsit niște domnișoare așa de frumoase ca voi, dacă mă înțelegeți. Și ce vrei să zic? Adică știu că sunt frumoase. Știu că sunt frumoasă, știu lucrurile astea, adică nu vă faceți griji de acest lucru, știu că sunt frumoasă. Acum ați stați puțin așa, vă rog. Aștept. Da, fă! Mie mi-a dat creș jocul și nu mai pot să mai intru că mă respinge baza de date. Am văzut, au mulți problema asta. Au mulți problema asta. Da. Bine, hai, lasă. Ai auzit? Da, am auzit. Bine, ca să știi. Bine, pa, pa. Pa. Vedeți că aveți probleme la conectare la server. Mulți nu pot să conecteze pe server. Așa, spuneți acum, iertați-mă. Am fost puțin pe gânduri. Bun, ce voiam să zic? E vorba de... Na, că ăștia doi sunt pămpălei, vă spun pe sincer. Adică când erau mici, puțin când stăteau la... Că locuiau acolo, la noi, în zona, în Italia. Așa? Ei erau lași de fraier, măi, pe la școală, pe la... Și voiam să știu dacă s-au mai deșteptat așa, de-a lungul anilor, dacă... Au crescut și ei niște coaie acolo, în pantalon, și nu o pizdă. Dar cum puteți să mă întrebați acest lucru? Eu sunt mai direct așa, mai... Vă rog să mă iertați dacă am fost prea... Nu, e perfect, totul e perfect. Acolo la poca e perfect acolo jos cum trebuie. Sunt perfecte ouțe. Mă, eu mă refeream de bărbăția, Daniel, dacă să-ți... Da, îmi place foarte mult, îl iubesc din tot sufletul. Mă bucur să văd asta. Da. Aveți... Poftim? Nu, nimic. Asta se dă la mine cumva? Da. Mamă, așa se dă la mine. Mă, da. Cum dracu să trag eu? Că aia nu e. Nici proastă nu e. Asta vrea să-mi o deie. Mă, ce dracu face, mă? Cum intră în cameră, cum își bagă de ăștile în piezne. Cum dracu s-o trag eu, că proastă nu-i. Vă servesc cu ceva? Nu, s-au dus băieți acum, după ceva, vreau să le arăt că o să fac o băutură mișto. Am aflat și eu de curând despre ea. Am înțeles, da. Da. Bun. Și? Cu sănătatea cum stați? Cu sănătatea... Eu mă duc să dorm un pic până vine epoca. Sigur, somn ușor. Mă, da. Asta vrea... Asta... Trebuie să dorm. Asta o lăsăm să sfure, e? Spun unde eu că sfure. Mă, du-te, dracu. Du-te în pula mea cu adormit așa. Ia uite ce face nenorocitul. Ia uite aici ce face nenorocitul. Mai... Mi-am ales și poziția bună. Ia uite cum dorme despuiata. Mi-am ales și bună poziția, căpriță. Umblă cu vibratorul în ea, ce slobor să faci asta. Mamă, da. Păi, poate nu se trezește acum. Strângeți și noi 2500 de like-uri? Nu se apropie moșurlica, vedeți? Cu ce se mă audă Blader? Ia stai să mă apropie și un pic.
mama mea, care m-a făcut pe mine. Cum îi spune lui Poca că să se dacă la mine? Ați văzut și voi că s-a dat la mine, da? Asta am puțitul dracului. Păi de-aia vii tu mă la noi în casă, mă. Dacă te spune lui Poca ce faci tu, mă, ca și unchi, mă. Ca și unchi, să poți să fiu nepoată, creadă, mă. Nepoată-ți sunt. Să și crede Poca, dracu. Cum să nu mă creadă, mă, cum să nu mă creadă. Lasă că vine acum, să nu te mai văd. Ieși afară, ieși afară din casa mea în momentul ăsta. Ieși afară, da, mă. Ieși afară, afară. Două laie, trei bălaie. Ieși afară. Nenorocitule, infectule care ești. Jam-param, pam, 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 pam. Am zis să ieși afară, nu să ieși la bucătărie. Mai și... târziu. N-am dovezi. Jam-param, pam, 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 pam. A, da? Unde-i Poca? Unde-i Poca că nebunesc? Unde-i Poca? Aici stau până vine Poca. Aici stau până vine Poca, aici. N-avem camere. Mă, dă-și tu o țigară, ne-o țigară. Du-te, dracu. Mai mă, o țigară, du-te, dracu, am zis. Hai, mă, dă o țigară. Stai să vină Poca, să vezi acum. Stai așa să vezi. Hai, stai așa. Hai că vine acum. Uite, am ieșit fără șlap în picioare. Da, îmi bag pula în șlapii tăi. Mă străgi de țâțe, mă, când doar să profiți de mine, măgarule ce ești. Împuțitule care ești. Cine să profiți? Dă-te, mă, dracu, de aici. E tu, Poca? Da, și perfect. Poca, hello. Trebuie să vorbim neapărat acum. Da, mă, uite, ce mă, de faștă m-a lăsat fără șlapii în picioare, dracu, mă puse să afară. Vino. Unchiule, unchiule, ia, ține, ține cutia asta, te rog frumos. Ține cutia aia. E pervers. Uite, m-a pus nevastă să-i spară. Păi cum așa? Păi cum? Da, iubirea mea. S-a dat la mine. Mi-a pus, am încercat să adorm un pic și mi-a pus mâna pe țâțe. M-a trezit pentru că mi-a pus mâna pe țâțe. Era gol în fața mea, închilos. De fapt, era închilos. Iubire, vorbesc. Ce s-a întâmplat? Da, e adevărat, da. Unchiule. Ia zi. Ce faci, unchiule? De ce s-a întâmplat, mă? Păi, cum? Mm-hmm. Ce faci tu cu nevasta mea, unchiule? Da, unchiule, te rog frumos să-mi spui ce faci cu ea. Mă, ce-ai făcut, unchiule? Ce-a făcut, mă? Ce-ai cu voi, mă? Ești sănătos la cap? Unchiule, ce-ai făcut cu nevastă mea? Te rog frumos să-mi spui să nu mă minți. Ce-am făcut? M-a supărat pe ea că nu mi-a dat șlap, uite, bă, și-a costat fără șlap. Da, mă, șlapii tăi, că mă și șlapii tăi, că mi-ai pus mâna pe țâțe. Iubirea, ce să spun, mă? Te rog frumos. Hai să nu să țin niște. Te rog frumos să spui exact. Bă, dracu, băi. M-am pus să dorm un pic, pentru că Daniela e foarte obosită, am lăsat acolo la ea întreaba ei. Așa? Așa. M-am pus să dorm puțin. Și când era la mine în cameră, era în chiloți, are niște, dacă nu mă crezi, spune să dezbracă, să dezbrace, să vezi care chiloții al pe el. Te rog frumos, du-te și spune. Iubire, iubire, te cred, dar te rog frumos să stai afară acum. Te rog frumos, până să dezbraci, te rog eu frumos. Bine, te rog frumos să stai afară, să nu intri în casă, da, te rog, orice ar fi, nu intra în casă. Și făcea. S-a livrat după mine. Ok, te rog frumos să nu intri în casă, orice ar fi. Te rog frumos. S-a și făcea la bani, nu știu ce dracu făcea. Am floja pulă. Și floci în gură n-ai? Dacă ai la pulă? Că eu zic că i-ai și în gură. Mă, merge rău capa. A, încerc, dar nu pot să beau apă, că merge rău capa. Nu merge capa.
știu cum îmi dau apă să beau. La sponsor, parcă. Refă viața, aici, gata. Ia uite, eu să stau în fără și ei să stai în casă. Adică vrei să stai că... Deci, unchiule, ascultă-mă un pic, te rog frumos. Deci, am înțeles că ai testat-o, că... dar te rog frumos, orice, dar nu mai recurge asupra ei, te rog frumos. Asta a fost intenția mea. Ok, am înțeles că ai testat-o, dar te rog frumos, e totul pentru mine și nu vreau să-i faci niciun rău. Te rog, ea n-are nicio vină. Bă, și dacă s-a apucat ea de mine, crede-mă că-i puteam eu o palmă. Și am vrut să văd ce face, mi-a dat drept neveu pe mă iubește, unchiule, mă iubește și o iubesc din tot sufletul. Te iubește rău, mă, să moară mama dacă nu e moartă după tine. E sufletul și viața mea, unchiule, te rog frumos să mă înțelegi. Băi, dar vezi că e tare la bătaie, nu știu cum dracu stai tu cu femeia asta în casă și s-a te-a pus tu de urlat. Mie nu mi-a făcut nimic, mă iubește, unchiule, nu dată în mine niciodată și nici eu în ea niciodată. Te-am bat pula, trebuie să mă țin pun iar proteza. Mama, așa rău odată. Da, uite, mi s-a umflat falca, uite. Hai de pula. Dar ascultă-mă, te rog frumos, în legătură cu ce am vorbit, te rog frumos să-i suni, te rog frumos că e urgent, trebuie să vorbim neapărat. Bun, cu toți. Bun. Hai că dau niște telefoane, unde dracu stau și eu să am un semnal mai... Aici, pe canapea, acolo, pe canapea, e semnalul bestia. Aici, da? Alo! Oh. Wow. Am dat cu până la noștri, ce-a făcut? Iubire, ce îi păți iubirea mea? Ce mai poți plânge? Dragoste mea, spune-mi, te rog. Dar îmi doare! Iubire. Îmi doare. Ce ai dat tare? Ce ai dat? Ce ai pățit, iubirea mea, spune-mi. Gata, nu mai plânge. Îngerașul meu, spune-mi ce ai pățit, te rog frumos. Ce ai pățit? Mama, încet în pula mea, că n-am dat telefon. Iubire, te rog frumos. Hai mai încoace, spune-mi ce ai pățit. Vreau să-l duc să dorm, nu mai am chef din nimica. Hai, uite, tu te întinde-te un pic în pat. Nu mai vreau. Asta nu mai vreau. Poca. Da. Vino un pic. Nu, du-te jos, du-te. Ascultă-mă. Da. Spune-i. Îi spun. Bine, iubire. Ascultă-mă un pic, rog frumos să mă asculti un pic, te rog. Unchiul mi-a spus că a vrut să te testeze, să vadă ce fel de persoană am lângă mine. Ce fel de persoană am eu lângă mine. Și am spus să nu mai fac așa ceva niciodată, pentru că tu ești totul pentru mine și nu vreau să recurgă nici măcar o singură acțiune asupra ta. Totul să vină asupra mea, orice s-ar întâmpla. Da, te rog frumos să mă ierți dacă te-am supărat cu ceva. Eu n-am știut că faci așa ceva și nu știam niciodată. Te iubesc din tot sufletul meu, din toată inima mea te iubesc. Te rog din suflet să mă ierți. Ce gând cu te iubesc, că janez romanez. Așteptă-mă un pic aici, că vin imediat. Hai mă, pula mea, ce faci? Cu fuți acum în pat, hai că avem treabă. Poca. Da. Vete care e ideea, trebuie să te deplasăm cât mai repede de aici. Păi cum, dar nu mai vreau să plec de lângă ea. Păi o luăm cu noi. O iei cu tine, nu știu ce faci. Aveți IP-ul server? Mă duc să-i spun. Nu vreau să plec nicăieri, vreau să rămân aici. Ori iei cu tine, adică... ori închem toată treaba, că eu n-am cum să stau acum, hai, 2 minute maxim. Izabela, ascultă-mă. Vă aștept la mașină. Ok. Nu e nicio minciună aici. Nu e nimic fals. Iubire, ești cu mine. Nu plec din casa asta. Ascultă-mă. Punct. Tu nu cred că realizezi ce se întâmplă la momentul actual? Nu, mă interesează. Atunci, Izabela. David, te rog frumos să te duci. David, nu las, du-te. Ascultă-mă. Și mă anunți. Da, mă, stai un pic. Izabela, nu cred că realizezi ce se întâmplă acum. După moartea lui, ceea ce ne caută toată mafia. Să mă caute și pulea, că eu de aici nu plec. Ok, rămân eu cu ea, te rog. Eu aici casa mea, aici pătuțul meu, din pătuțul ăsta nu plec. Da, te înțeleg perfect, dar nu poți să stai aici. Ba, aici rămân. Izabela te caută peste 1000 de oameni. Să mă caute și pulea. În scorbură de șobolan. Nu, iubire, dar nu ne mutăm de aici. Trebuie să mergem să ne întâlnim cu cineva, atât tot. Izabela, trebuie să ne întâlnim cu mafia. Da? Ia, vezi da. Spune Daniela că nu e în casă. Da, să spun David, du-te că rămân eu cu el. Nu mai vreau să le las. Unde e Daniela? Că Daniela nu e acasă. Are problemă cu orașul. Da, eu, da, nu e acasă. Eu nu plec fără Daniela. Bun, eu rămân cu tine, iubire. Ascultă. Da. Eu nu te mai las. Băi, Poca, trebuie să ne întâlnim cu mafia, nu omule. Nu pot să mai las singur, omule. Nu mai pot să o las singur. Încetează. A, urli la mine, nu? Nu pot să o las singur, omule. Vin. Na. Vin. Acum ce să faci? Rămâi?
Nu, normal că nu rămân, rămân pentru ea rămâneam dacă rămâneam. Tu, David, că ce nu poți să o mai lasă. Ce grab la asta, mă? Bă, iau! Grab la asta e 2 milioane de euro. Bun, treaba asta... altcumva. Crește muzica! Treaba asta altcumva acum. Trebuie să mergem să ne întâlnim cu mafia. Cu câțiva membri. Chiar foarte puțin membri din mafia lui Unchiu. E fata în care îmi pune o încredere cea mai mare. Luana. Luana? Luana? E fata de nepovestit nouă de ea? Da, mă, nu are cum ca... să intre Dugoji. O tratezi exact ca și cum e sora voastră. Am înțeles, ok. De când de ea în viața ta? Mai Luana n-a apărut de mult timp, dar mi-a demonstrat că merită, merită cel mai bun. A, păi David, nu te supăra, dacă cineva a ajuns să-i câștige încrederea așa lung, eu înseamnă că e bine. Mai cine l-ai văd, da? O să ajungeți să o cunoașteți, e o bomboană până de pe data de 9, nu o să fim deci live cu faide, dar o să fim live cu alte toate jocuri, da? Femeile pentru ea, nu? Până pe 9 nu suntem live cu faide. E mai tânără ca nevasta lui Poca. Ești sănătos la cap. Câți ani are? 22. Mamă. Cine mă? Acum fără să dau ghionte ăsta în coate, să dau pe-n coate așa, dar nici rău n-arată. Cine mă? Fata asta de care povestesc eu acum. Da, nu știu, nu o să am tangențe pentru că nu... Am jurat că nu o să vorbesc cu alte fete. Pe noi o să fim live. Bă, care să vorbești tu mă cu alte femei? Că nu înțeleg. Am zis că am jurat că nu o să vorbesc cu alte femei. Dar ce, îți dorești lucrul ăsta? Nu. Nu am doresc lucrul ăsta. Îmi doresc fărburițarea toată viața. Pam, 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 pam. Da, 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 mai plătește și tu ratele alea să te aud cum trebuie. Bine. Enelu. S-a ta vă toată viața. Ai? Ai? Da. Cine? Măi. Da. Ne audem? Tragem pata. Oprește-te un pic. E flood. Să mă bandești în mare. Olo. Care e bifă care? Ne este dor de Daniela deja, știu. Nu știu ce vor să facă. Stați puțin așa, că nu e așa. Ha, mă, dați restart! Mă auziți? Da. Te auzim. Hai să tragem okay. Un pic pe dreapta, un pic, un pic, un pic. Să ne ieșim un pic din minți, că am înțeles că mi se resetează casetofonul. S-a resetat de tot. Se fini. Stați un pic. Vine acum Daniela. Fără Daniela nu fac nimic. Mai țin live, mai țin un pic, da, să terminăm povestea. Da, măi copilașii mei, nu închid live-ul. Așa să dea restart, că mai e un pic din poveste. Încă puțin din poveste și după aia. Daniela, e viața noastră. Da, știu, mititei mei, știu că e viața voastră. Nu uitați să-mi dați un follow și pe Instagram, vă rog frumos, din tot sfletul, să ne strângeți și acolo 18.000. Vă rog mult de tot. Vă rog mult. Și poi mâine vreți să facem live cu joc horror sau vreți să ne uităm la film? E on deja? Gata? Hai că mă conectez acum.
mulți vreți film. Ok, o să fim live cu film pe Twitch, da? O să ne uităm la un film horror de data asta. Împreună. Da. Păi, să vedem, deci. Mâine suntem în 6. Vedem noi. Da. Mamă, unde m-a dat? Mamă. Îți face, îți face ăsta înapoi, stai liniștită. Mamă, cât rolback. Și mie mi l-a făcut. Lăsați că fac mâine un straw poll și vi-l pun. Să vedeți că acum se, că nu știu. Da? Fac mâine un straw poll și vi-l pun pe comunitate. Sau stați că vi-l fac acum. Fac acum, ca să văd că nu prea înțeleg. Ia. Film. Joc horror. Ia să vedem. Ce? Părut eroare. Nu merge. Lăsați că fac aici, lăsați că fac aici. Lăsați că fac aici. Așa. Și așa. Ia, haideți. Vi l-am făcut, să vedem? Ia. Haide, hai să vedem ce facem. Ia, ia, haide, 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 haide. Votați, 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 vedem care e. Joc horror, joc horror. Ce se votează aia o să facem, da? Da, nu. Nu. Copilașii mei se dă flu la server, nu putem să ne jucăm în situația asta. Se dă flu la server, nu putem să ne jucăm. Nu stau să mă enervez, vă rog frumos, pentru că nu vreau să mă enervez din cauza fluidului. S-a votat 57%, s-a votat joc horror. Da? Eu vin mai la 16 la sfârșitul live-ului să votați. Nu am cum să mă joc și trebuie să înțelegeți în condițiile în care se dă flood. Eu nu stau să mă chinui să înțeleg ceva. Trebuie să înțelegeți chestia asta, că nu putem să ne jucăm dacă este flood pe server. Am ajuns cu povestea până aici, o continuăm data viitoare. Nu ai nicio problemă, că nu, o să vedeți data viitoare ce se întâmplă. Nu pot să fac asta pentru că mă enervez foarte rău și nu vreau să mă enervez. Înțelegeți lucrurile astea? Vreau să mă înțelegeți, vă rog, din tot sufletul. Nu am cum. Eu știu că vreți în continuare să mă joc, dar n-am cum să mă joc în condițiile care se dă flut. Înțelegeți? Nu am cum să mă joc. Eu vă iubesc din tot sufletul, vă mulțumesc pentru 2600 de like-uri. O să ne auzim cu joc horror probabil poi mâine. O să ne auzim cu joc horror. Și răspui mine o să ne uităm și la un filmuleț, bine? O să ne uităm și la un filmuleț. Uite, deja ne-a scos și de pe server. Vedeți? Deja, vedeți, m-a scos și de pe server. N-am făcut nimic și m-a scos și de pe server. Nu am cum să mă joc în condițiile astea, înțelegeți? Vă iubesc din tot sufletul, vă mulțumesc că ați fost astăzi seara cu mine, vă mulțumesc pentru donații, vă mulțumesc pentru tot. Aveți IP-ul serverului în descriere în caz că vreți să intrați și voi să vedeți care este treaba. Și dacă vreți să ajutați comunitatea Vanilla. Vă iubesc tare mult, ne auzim păi mâine cu joc horror și răspă mâine cu film horror. Ca să mulțumim, aveți Twitch-ul meu, mi-a dat acolo moderator de-al meu Twitch-ul, dați follow acolo pe Twitch și ne auzim, bine? Ca să mulțumim pe toată lumea, păi mine ne jucăm horror și răspăi mine film. Și, deci, joi ne jucăm horror, vineri ne uităm la film și sâmbătă este live cu 5M, ok? E bine? Bine. Bine, drăguții mei, vă iubesc din tot sufletul. Hai să băgăm și noi o piesă de sfârșit. Ce piesă să băgăm noi așa de sfârșit? Ia să vedem. O bag tot pe astea că-mi place. Ah, băgăm piesa noastră. Băgăm piesa noastră de sfârșit.
Vă iubesc din tot sufletul. O seară excelentă să aveți. Succes mâine la școală. Cum a fi huracan, nu niciun adversar. Când Izabela face live, haterii ei presar. Punem sare în orbir, noi suntem mult prea rici. Oricâți ar încerca, suntem peste măscărici. Cum a fi huracan, nu niciun adversar. Când Izabela face live, haterii ei presar. Punem sare în orbir, noi suntem mult prea rici. Oricâți ar încerca, suntem peste măscărici. Cu Daniela Panamera, radical de acapela. Poca după Izabela, cuce iarăși ca pantera. O la vera maniera, cu figuri de manganguela. Cu vrăjeală de-aia bună, tu eu la noce entera. 120 într-un pasat pe caretera. Spaniolul con el tema, como siempre va canela. David duce de tața, îl omoră pentru Didi Ciocio. Face next pass și toarnă un pahar de Henny. Se complică iar poveste nouă, ați auzit veste. Fetele sunt sărcinate, mafioții își pun vest. Da, e fel de poliția, da, avem coaliția. Niciun hacker nu ne pute dispoziția. Însă face apelul și Daniela și-a poziția. După felinare, faceți toate babane. Dar suntem o echipă, nu ne vindem pentru reclame. Și de vrei dame, le găsești toate aici. Mă fiind s-o să fim pe viață. Ce te fac ca bitch? Huracan, nu niciun adversar. Când Izabela face live, haterii ei tresar. Punem sare în urbiuri, noi suntem mult prea rici. Oricâți ar încerca, suntem peste măscărici. Cum a fi huracan, nu niciun adversar. Când Izabela face live, haterii ei tresar. Punem sare în urbiuri, noi suntem mult prea rici. Oricâți ar încerca, suntem peste măscărici. Măscărici. Productions.